Bun. Bună dimineața încă o dată tuturor participanților. Am să fiu extrem de scurt pentru că timpul ne presează. Această întâlnire, așa cum ați văzut din program, este prevăzută să dureze până la ora 13. Am să vă rog să încercați să vă încadrați cât mai mult și cât mai bine în timpul care v-a fost alocat pentru intervenții, tocmai pentru a face loc și discuțiilor pe care le-am plasat la final, tocmai pentru ca toată lumea să poată participa la aceste dezbateri. După ce am audiat cu toții intervențiile fiecăruia dintre noi, am în egală măsură propunerea ca, având în vedere durata totuși de 3 ore acestei intervenții, să facem o pauză undeva la jumătatea intervalului, dacă considerați că acest lucru este în favoarea noastră a tuturor. Putem încerca să introducem acest moment și, desigur, ca să fie o pauză activă, vom putea urmări atunci, cu permisiunea dumneavoastră, versiunea electronică, să-i spunem, a unei expoziții pe care am realizat-o în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe. Este vorba de o expoziție de documente diplomatice care punctează exact tematica care se află astăzi în dezbatere. Așadar, dacă sunteți de acord, vom proceda în acest fel. De acord. Socotim că nu există niciun fel de opoziție în acest sens. Am să-i dau acum cuvântul domnului Mircea Duțu să ne explice în câteva cuvinte care a fost ideea acestei reuniuni. Domnule profesor Mircea Duțu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Am considerat că în calitate de reprezentant al Academiei Române prin Institutul de Cercetări Juridice, marcarea 65 de ani de prezență românească la UNESCO impune o abordare mai largă și consistentă a problematicii pe care o ridică, în general, un atare subiect. Și aceasta din mai multe perspective. Mai întâi că trebuie să ne amintim și ne ajută și calendarul. Suntem în continuitatea unui proces declanșat practic în urmă cu 100 de ani, la 21 septembrie 1921, și care se perpetuează până astăzi. Ca atare, orice proces istoric în evoluție are nevoie de o memorie proprie, de marcarea prezentului și, pe cât posibil, de prospectare a viitorului. Am dorit apoi să marcăm contribuția românească, deosebit de vizibilă, la fundamentele de acum un secol, deopotrivă, cel puțin pentru noi, din perspectiva Academiei Române, care a reprezentat primul element de contact între România și structurile internaționale de cooperare intelectuală, și apoi printr-o prioritate juridică legată și de Academia Română, actul de naștere al Organizației pentru Cooperare Intelectuală, recte al Comisiei Fondatoare, datorându-se unui jurist român, profesorul Dimitrie Negulescu, reprezentantul României la Curtea Permanentă Internațională de Justiție, profesor de drept internațional privat la Facultatea Juridică din București și o personalitate a științei juridice românești interbelice. Apoi avem în perioada interbelică această contribuție românească marcantă, în frunte cu cea adusă de Nicolae Titulescu, Oprescu sau Elena Băcărescu. Să nu uităm că celebrele discursuri și idei lansate de Titulescu privind pacea ca o stare de spirit și organizarea intelectuală a păcii sunt legate de structurile acestei cooperări intelectuale internaționale. În fine, dar nu în ultimul rând, România a avut o prezență remarcabilă și în cadrul UNESCO, iar astăzi multilateralismul
inițiată în urmă cu un secol, se află la un moment de răscruce și merită atenția analizei în cauză. Făcând această evaluare în cadrul unei mese rotunde a rolului cooperării internaționale în domeniul educației, științei și culturii, ca un capitol al multilateralismului și al colaborării internaționale, inclusiv din perspectivă juridică, cred că putem să tragem concluzii mai durabile asupra evenimentelor aniversative din acest an. Acestea au fost intențiile noastre în care am propus și ne-am bucurat de concursul Comisiei Naționale Române pentru UNESCO în acest sens. Și în fine, dacă îmi permiteți, într-o paranteză pe care, dacă o considerați prea modestă, o putem uita, mă leagă pe mine ca formație intelectuală ceva mai mult de Comisia Națională Română pentru UNESCO. În urmă cu exact 40 de ani, când terminam cursurile facultății de drept a Universității din București, printre primele instituții naționale care mi-au deschis porțile deopotrivă prin revista sa și prin documentare, s-a numărat și Comisia Națională Română pentru UNESCO, în a cărei bibliotecă din șoseaua Chiselev 47 la Demisol am găsit multe din sursele de documentare, inclusiv celebrul pe atunci și asidu cercetat curier de UNESCO, și care a stat la baza primei lucrări publicate, Educația și problemele lumii contemporane. Mi-aduc aminte, parcă a fost ieri, la editura Albatros de atunci. De aceea am considerat că este momentul să facem o evaluare, o celebrare și, de ce nu, o prospectivă asupra activității desfășurate în acest domeniu, inclusiv din perspectivă instituțional-juridică românească. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră. Am să îi dau cuvântul acum doamnei secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, doamna Madeleine Șerban, pentru a prezenta perspectiva coorganizatorului a Comisiei Naționale a României pentru UNESCO legată de această masă rotundă. Vă rog. Bună ziua, aveți salutul meu însoțit de recunoștința de a fi împreună în această zi. O considerăm o zi foarte importantă, ca de altfel fiecare dintre zilele și acestui an aniversar, când, iată, suntem în situația de a celebra 65 de ani de când România a aderat la UNESCO și, desigur, că din punct de vedere al unei perspective istorice, datele sunt relevante. Această dată de 21 septembrie, invocată deja, are o semnificație multiplă. În cazul nostru este vorba de data la care a fost înființată Comisia Națională a României pentru UNESCO. Aduc de la bun început mulțumiri speciale domnului director Mircea Duțu al Institutului de Cercetări Juridice Academician Andrei Rădulescu al Academiei Române, care dă o altă anvergură, o altă perspectivă a acestui eveniment pe care Comisia Națională a României îl propune. Eveniment care, și în opinia noastră, este un eveniment în fapt de recuperare cât mai punctuală a unei istorii care marchează o prezență românească, dar nu o prezență pasivă, și o prezență care, în fapt, a reușit să puncteze evoluții în cooperarea intelectuală, câteodată astăzi dificil a fi redefinită în practicile curente, dacă ar fi să mă refer, spre exemplu, la nivel național sau chiar internațional. Declaram în organizarea evenimentului un triplu scop. Pe de o parte, această cartografiere a unor evoluții istorice, juridice, conceptuale și instituționale ale cooperării intelectuale internaționale, dar în egală măsură important de subliniat și continuitățile și discontinuitățile acestei cooperări, pentru că, în fapt, nu sunt întotdeauna foarte clare și cunoscute, și rolul nostru fiind și acela de a comunica UNESCO și cooperare intelectuală cu prezență românească, ne-am sezizat pe parcursul diverselor evenimente și întâlniri pe care le-am organizat că este necesar un efort suplimentar și din partea noastră
în această direcție și mai ales, dacă tot vorbim despre un secol de cooperare intelectuală, în ce măsură această Comisie Internațională de Cooperare Intelectuală și instituțiile subsecvente, precum Institutul Internațional de Cooperare Intelectuală sau Comisiile Naționale UNESCO, pot face parte dintr-un continuum sau care sunt elementele comune, care sunt elementele care totuși le-ar diferenția prin atribuțiile pe care le-au făcut. Și desigur că nu în ultimul rând, sunt importante inițiativele românești de sincronizare cu demersul internațional pe care încercăm să le recuperăm și să le redăm acelora la care poate, din diverse preocupări de profesionale, nu au avut suficient timp pentru a se apleca asupra cunoașterii a ceea ce înseamnă cooperarea intelectuală și respectiv cei 65 de ani ai României în UNESCO și chiar UNESCO în sine. În acest context vă suntem recunoscători. Trebuie să mărturisesc imediat aprecierea mea deosebită pentru Codrin Tăut, care a făcut posibil și din punct de vedere conceptual și organizatoric acest eveniment, dar fără participarea dumneavoastră ar fi rămas un simplu eveniment în casa noastră, aici unde regret că nu avem posibilitatea să ne întâlnim fizic, dar iată că vicisitudinile sunt de toate felurile. În orice caz, pe UNESCO puteți continua, sau cel puțin pe Comisia Națională a României pentru UNESCO, vom încerca să comunicăm de aici înainte atât de mult cât vom putea. Cu mulțumiri și cu speranța că va fi un eveniment de care să ne amintim cu plăcere, care să ne aducă un plus de cunoaștere și poate o sugestie de consolidare a acestor voci care ar putea comunica UNESCO și prezența românească și mai bine și mai mult și cu din alte perspective. Nu pot să fac decât să opresc aici intervenția mea și să îl rog pe Codrin să modereze în continuare evenimentul. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumim, doamnă secretar general, pentru explicitarea mizelor și perspectivelor asupra acestei dezbateri și așteptărilor pe care le avem. Următorul intervenient este domnul Bogdan Filip, director general Departamentul Relații Interinstituționale și Proiecte din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Domnia sa ne va vorbi despre România și UNESCO azi, educație și tineri printre prioritățile agendei de politici externe ale României. Vă rog, domnule Filip, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Stimată doamnă secretar general, distinși reprezentanți ai Academiei Române, onorată audiență, pentru mine este un privilegiu să particip astăzi alături dumneavoastră și să reprezint Ministerul Afacerilor Externe în acest proiect care completează seria de acțiuni de diplomație publică, academică și culturală organizate în acest an cu ocazia marcării a 65 de ani de la aderarea României la UNESCO. Este evident faptul că aderarea țării noastre la UNESCO în anul 1965 și în anul 1956, și înscrierea sa printre statele membre ale organizației s-au produs ca urmare naturală a activității intense a României în susținerea principiilor pe care s-a creat această importantă instituție a Națiunilor Unite. De atunci și până în prezent, obiectivele generoase ale UNESCO în promovarea valorilor excepționale și a rolului de catalizator al culturii, educației și egalității de șanse se traduc în programe, strategii și inițiative la care România este în mod constant parte, modelând acțiunea noastră externă și politicile publice pe care le aplicăm în toate aceste domenii. Îndeplinirea programelor ample ale UNESCO în domenii esențiale precum educație, mediu și științe naturale, științe sociale și umaniste, cultură și comunicare reprezintă tot atâtea priorități ale politicii externe ale României, ale relațiilor bilaterale și colaborării internaționale și reprezintă o extensie naturală a obiectivelor, strategiilor și valorilor Națiunilor Unite, și anume libertăți fundamentale, democrație, drepturile omului, egalitate de gen, multiculturalism, protejarea categoriilor defavorizate și a zonelor vulnerabile, incluziunea și dreptul la educație, înțelegerea și respectul pentru celălalt, pentru culturi, civilizații, principii și moduri de viață diferite. S-a vorbit și vom continua să vorbim
despre istoria României în UNESCO, ca și despre contextul cultural și cel istoric care au precedat fondarea Organizației Internaționale acum 75 de ani, respectiv aderarea țării noastre la UNESCO acum 65 de ani. Fără îndoială, la fel de importantă este perspectiva asupra viitorului, așa cum este prefigurat de inițiativele actuale în domeniul educației și tineretului în cadrul UNESCO și în sistemul ONU. Să luăm doar exemplu agendei 2030 pentru educație durabilă, cadrul de discuții și reflecție în legătură cu perspectivele Națiunilor Unite, în care subiecte precum drepturile omului, accesul egal și fără discriminare la educație, știința, cultura și multiculturalismul, cercetarea sunt subiecte interconectate care stau la baza îmbunătățirii vieții și dezvoltării sustenabile. La nivelul UNESCO vorbim deja despre un efort major și conjugat pentru identificarea unor soluții eficiente în vederea susținerii educației de calitate și a participării tinerilor la procesul decizional, inclusiv prin acțiuni dedicate cum este Conferința Mondială UNESCO privind educația pentru dezvoltare durabilă. În acest context, cooperarea cu diversi parteneri instituționali români sau internaționali și cu asociații de tineret și de studenți români din țară și din străinătate, promovarea ideilor și viziunii tinerilor, dialogul constant, susținerea demersurilor lor în strategiile publice, profesionalizarea continuă a diplomației române și implicarea activă a tinerilor în acest proces se numără printre prioritățile agendei conducerii Ministerului Afacerilor Externe. În contextul în care realitățile ultimilor luni au reafirmat odată în plus importanța reconsolidării valorilor democratice și a principiilor universale înscrise în Carta ONU, dezbaterea de astăzi ne oferă o excelentă ocazie să aducem în discuție dimensiunea și importanța acordată educației în cadrul politicilor de asistență oficială pentru dezvoltare. Domnilor și domnilor, educația și tinerii reprezintă domeniul prioritar al asistenței de tip bilateral acordată de țara noastră în relația cu statele partenere. De interes special sunt, bineînțeles, țările vulnerabile, scopul fiind consolidarea construcției instituționale a acestora, eradicarea sărăciei, reducerea inegalităților, asigurarea unor locuri de muncă, promovarea oportunităților pentru accesul la educație de calitate, dar și pentru susținerea toleranței și combaterea discursurilor împotriva orii, tot atâtea obiective ale acțiunilor de cooperare pentru dezvoltare în vederea implementării dimensiunii externe a Agendei 2030 a ONU. În această perspectivă, Ministerul Afacerilor Externe urmărește să promoveze domeniul educației și tineri drept zonă de nișă în care România deține deja o reputație semnificativă pe linia asistenței oficiale pentru dezvoltare, alături de alte sectoare, bineînțeles, precum managementul crizelor, reducerea riscurilor la dezastre, consolidarea statului de drept, buna guvernare și așa mai departe. Spre exemplu, în anul 2018, educația a reprezentat aproape 80% din totalul asistenței oficiale pentru dezvoltare acordată de România în plan bilateral, pentru ca în anul 2020 ea să ajungă la o pondere de peste 86%. De asemenea, după cum probabil dumneavoastră cunoașteți, Guvernul României acordă anual prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe din bugetul Ministerului Educației un număr de burse pentru studii universitare acordate cetățenilor străini care provin din state nemembre ale Uniunii Europene. O analiză sumară a burselor acordate de Ministerul Afacerilor Externe în ultimii 2 ani universitari relevă consolidarea substanțială a acestui instrument de soft power în cadrul instrumentelor politico-diplomatice promovate de instituția noastră. Astfel, dacă în anul universitar 2020-2021 Ministerul Afacerilor Externe a acordat burse unor candidați din 64 de țări non-UE, în actualul unui universitar, noi ne-am îndreptat atenția către studenți din 110 țări de pe toate continentele. Pentru viitor, Ministerul Afacerilor Externe va continua să promoveze acest domeniu în cadrul politicilor proprii de asistență oficială pentru dezvoltare și va continua să susțină la nivel european și internațional importanța accesului cuprinzător și echitabil la educație și formare profesională de calitate, drept precondiție pentru garantarea stabilității și a prosperității statelor partenere. În acest sens, considerăm că UNESCO și statele membre trebuie să continue să coordoneze și să monitorizeze obiectivele agendei globale dedicate educației. Astfel, rețeaua de institute, catedre, școli și centre UNESCO reprezintă, din perspectiva noastră, un instrument extrem de valoros pe care trebuie să-l folosim la întregul potențial.
Doamnelor și domnilor, în final, deoarece nu vreau să abuzez de timpul nostru, doresc să adresez un cuvânt de apreciere pentru activitatea doamnei Madeleine Șerban și agenda sa densă de proiecte de la preluarea funcției de secretar general Comisiei Naționale României pentru UNESCO, precum și pentru dialogul susținut pe care domnia sa îl întreține cu Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv Delegația Permanentă a României pe lângă UNESCO, în contextul organizării evenimentelor comune dedicate aniversarului celor 65 de ani de la aderarea României la UNESCO. Încă o dată vă mulțumesc foarte frumos pentru invitația adresată Ministerului Afacerilor Externe de a participa la acest eveniment și doresc să adresez felicitări organizatorilor, precum și partenerilor interinstituționali în vederea organizării unui program aniversar atât de variat și amplu de-a lungul acestui an. Vă mulțumesc! Domnule director general, mulțumirile mele vin din mai multe motive acum. Nu eram pregătită pentru mulțumirile care mi le-ați adresat, dar mă onorează și vă mulțumesc la rândul. Și trebuie să fac o declarație de suflet. Ne simțim parte a familiei care lucrează în UNESCO și nu este, să spun, o practică curentă aceea a coordonării interinstituționale pe diverse subiecte. Dar în cazul nostru avem tot sprijinul diverselor departamente ale Ministerului Afacerilor Externe și suntem onorați și recunoscători pentru această bună cooperare, aici incluzând și Delegația Permanentă a României pentru UNESCO. Cred în colaborare și cred într-o voce comună, mai ales atunci când discutăm despre cooperare internațională și în acest context întotdeauna voi avea grijă să fiu parte a unei echipe și nu excentrici în demersurile pe care le avem. Cu mulțumiri deosebite pentru faptul că ați reușit într-o agendă atât de complicată pe care o aveți să ne fiți alături și să aveți această intervenție pentru care vă suntem recunoscători. Vă rog, domnule director al Institutului de Cercetări Juridice, academician Andrei Rădulescu, să ne prezentați perspectiva instituțională a instituției dumneavoastră cu nuanțele și bemolurile personale pe care abia le așteptăm și cu această ocazie. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă secretar general. Mulțumesc și eu pentru aprecierile și considerațiile venite din partea Ministerului Afacerilor Externe al României, care a constituit dintr-un început principalul partener în demersul internațional al cooperării intelectuale al Academiei Române. Pentru că în urmă cu aproape 100 de ani, reacția românească se contura ca urmare a inițiativei Ministerului de Externe, respectiv a reprezentantei noastre, alături de Nicolae Titulescu la Geneva, domnișoara Văcărescu și reprezentanții Academiei Române. Vreau să vă spun că această inițiativă de a organiza masa rotundă și implicarea Academiei Române în programul bogat de marcare a 65 de ani de prezență românească la UNESCO a avut printre mai multe rezultate pozitive și acest efort de documentare pentru a clarifica o pagină importantă a istoriei în această privință. Am făcut o cercetare a surselor publicațiilor, ele au rămas sărace, ceea ce m-a determinat să studiez și arhiva deținută de Academia Română și să realizez, să-i spun, un articol pe care l-am publicat cu acest titlu, Un secol de cooperare internațională intelectuală, 65 de ani de prezență românească la UNESCO, în revista academică a Academiei Române, numărul iunie-iulie pe 2021. Ca atare, voi încerca să schițez doar câteva idei, restul fiind expuse în studiu, el va fi completat și dacă vom reuși să mergem și mai departe să publicăm un volum, cred că vom avea o reușită în sensul unui element important al memoriei istoriei prezenței românești în acest sector, tot mai important al cooperării internaționale. În istoria dreptului și relațiilor internaționale, Organizația de Cooperare Intelectuală este caracterizată ca instituție specializată a Societății Națiunilor, fondată în 1921, în scopul promovării condițiilor favorabile păcii internaționale, respectiv a permite dezvoltarea spiritului critic prin intermediul educației.
Ideea și practicile promovării colaborării internaționale în domeniul intelectual s-au născut și dezvoltat prin crearea și activitatea numeroaselor asociații ale societății universitare profesionale de la sfârșitul veacului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea, preocupate de educarea popoarelor, cultivarea spiritului pașnic și condamnarea războiului, cu convingerea că națiunile erau un mod fundamental solidare și că în orice caz cooperarea și nu confruntarea constituie modul normal de funcționare al societății evoluate. Pentru acest curent ideatico-acțional, proiectul Societății Națiunilor de Organizare Mondială a Păcii și sădirea sentimentului pașnic în rândul popoarelor lumii, ca o garanție a acesteia, apărea drept contextul potrivit pentru materializarea unor atari obiective. Așa se face că în cadrul Conferinței de Pace de la Paris din 1919, care a urmat primului război mondial și sub puternica impresie a efectelor, mai bine zis, ororilor acestuia, s-au formulat mai multe propuneri de instituționalizare și înscriere a dimensiunii intelectuale a demersului internațional de colaborare pașnică. Printre mai multe inițiative, poate este de remarcat cea a Belgiei, care urmărea să introducă o dispoziție privitoare la relațiile intelectuale internaționale în chiar pactul Societății Națiunilor, dar poate sub presiunea evenimentelor și greutatea altor probleme care așteptau să fie rezolvate în urma războiului, această problemă a fost amânată pentru mai târziu. Totuși, mai multe asociații naționale, în frunte cu Asociația Franceză pentru Societatea Națiunilor, au insistat pentru instituționalizarea cooperării intelectuale și recunoașterea locului acesteia în cadrul noii arhitecturi a lumii, una chemată să apere pacea organizată prin armele dreptului și ale culturii. În cele din urmă, este de remarcat faptul că la 21 septembrie 1921, ca urmare a inițiativei lui Negulescu și altor doi distinși specialiști în drept internațional, s-a votat o rezoluție de către Consiliul Ligii Națiunii în sensul promovării acestei inițiative. Ea avea să se contureze în mod treptat și să se construiască în ceea ce s-a numit Organizația pentru Cooperare Internațională Intelectuală. În sensul larg, așa este acceptată în lucrările de specialitate, la fel cum ar fi un fel de ONU sau UNESCO astăzi, având ca elemente constitutive Comisia, Institutul și alte comitete ad hoc. În acest context general, s-a reușit să se dezvolte și să instituie un fel de rețea de cooperare intelectuală menită să încurajeze și să sprijine, mai ales în țările care se aflau într-o perioadă de tranziție spre definitivare ca state naționale, spre unificarea vieții culturale, spre dezvoltare a științei și culturii, prin crearea de biblioteci, organizarea muzeelor, schimb de idei și experiențe privind educația, formarea tinerilor generații, realizarea manualelor și așa mai departe. Referitor la amploarea internațională, este adevărat că precum așa avea să se manifeste și în deceniile care au urmat și chiar în perioada postbelică, s-au manifestat și o serie de concurențe, competiții cu efecte mai mult sau mai puțin pozitive asupra cooperării internaționale. În orice caz, în toată această perioadă de existență a organizației de cooperație intelectuală s-au remarcat o serie de personalități ale științei și culturii mondiale. Referitor la reacția românească, ea a fost una de pionierat și ca urmare a cercetărilor realizate în aceste luni, poate vom avea nevoie și de o reconsiderare a momentului în care a fost creată Comisia Națională de Cooperație Intelectuală. Într-un document oficial, un raport al organizației din 1938, apare indicată drept
apare indicat drept an de înființare 1925. În realitate, din documentele existente la Academia Română, demersurile au fost inițiate încă de la sfârșitul anului 1922, începutul anului 1923, când Academia Română a primit solicitarea din partea Ministerului de Externe de a se crea o structură care să cerceteze preliminariile aderării la Comisia Internațională de Cooperare Intelectuală, pentru că constituirea rețelei de structuri naționale a fost precedată de realizarea unei ample anchete internaționale asupra problemelor cu care se confruntau țările participante în domeniul educației, științei și culturii și mai ales a drepturilor intelectualității. Vreau să vă mărturisesc că am fost puternic impresionat de activitatea unei personalități, a doctorului George Marinescu, membru al Academiei Române, care și-a asumat sarcina să elaboreze întreaga documentație necesară admiterii României în organismul internațional, a participat la o conferință internațională pregătitoare și cu multă emoție am avut în mâini raportul manuscris al lui Gheorghe Marinescu referitor la argumentația prin care se considera că implicarea și participarea României la această activitate internațională este absolut necesară. Am remarcat de asemenea spiritul de solidaritate. Poate că la începuturi această organizație a avut oarecum un caracter elitist, în sensul că s-a adresat cu precădere clasei intelectuale, acestor sectoare și domenii de vârf ale cooperării internaționale. Poate așa erau datele și circumstanțele timpului. Prioritățile constau în a organiza, a dota laboratoarele, a iniția o educație care să înlăture discriminările, diferențele, să releve apropierile și să cultive valoarea, meritul și prioritatea internațională. În toată această perioadă, prima comisie, care a fost inaugurată în 1923 și definitivată, să-i spunem, în 1925, intrată pe deplin în funcțiuni, ea s-a bucurat de un concurs larg al Academiei Române. Secretarul general al Academiei Române era de drept președintele Comisiei Naționale de Cooperațiune Intelectuală și în prima perioadă ea a fost condusă de Vasile Pârvan. A urmat apoi Țițeica și alte personalități care au îndeplinit funcția de secretar general. Structura era dotată cu un comitet executiv, un secretar general ales de obicei dintre profesorii sau membrii Academiei Române și au avut o serie de inițiative importante, inclusiv în planul educației, promovării limbilor și literaturilor naționale, creării anumitor proiecte menite să contribuie la solidaritate și exprimarea diversității culturale într-o unitate de valori subsumate păcii și securității internaționale. În acest context nu trebuie să uităm personalitatea lui Nicolae Titulescu, care la rândul a fost un participant activ, implicat la cooperația intelectuală, iar celebrele contribuții al lui, de pildă idealul păcii organizate sau alte asemenea discursuri ținute în Marea Britanie în fața marilor universități, se înscriau, dacă vreți, demersurilor acestei cooperări intelectuale. Trebuie să amintim de asemenea figura Elenei Băcărescu, care făcea parte din delegația României la Națiunile Unite și răspundea în mod direct de această cooperare intelectuală, de profesorul George Oprescu, care a îndeplinit și calitatea de secretar general al Institutului de Cooperare Intelectuală, de alți reprezentanți ai științei și culturii naționale care s-au implicat. În mod declarat, toată această experiență și structură instituțională a fost un precursor al structurii onusiene de după cel de-al doilea război mondial, inclusiv
al unei organizații Națiunilor Unite create în 1946 și care și-a asumat în mod oficial statutul de continuator al organizației de cooperare intelectuală creată imediat după primul război mondial și ca atare toată această evoluție a cooperării internaționale trebuie să fie privită cel puțin din perspectiva unui secol. Ea, această evoluție, a marcat acest multiculturalism, multilateralism al cooperării internaționale și iată că la capătul unui secol ne aflăm poate în fața unui moment crucial. Și dacă aceasta este perspectiva istorică, fără îndoială că ne putem pune întrebarea ce va urma, care sunt provocările cooperării în domeniul educației, științei și culturii azi. Mă opresc aici în speranța că cei interesați de problematica istorică cu particularizări și aprecieri concrete o puteau face consultând revista Academiei Române și în același timp că vom avea ocazii viitoare în care să adâncim asemenea tematici absolut necesare pentru a deschide noi orizonturi aceste activități de o excepțională importanță pe care o reprezintă cea aferentă educației, științei și culturii în toate perspectivele sale. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule profesor Mircea Duțu, pentru acest tur de forță genealogic. Mergem acum către domnul profesor Adrian Cioroianu, care va interveni prin telefon din afara spațiului țării noastre. Lucrarea domniei sale se cheamă România 1921-2021, context istoric al cooperării intelectuale internaționale. Domnule Cioroianu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, sper că mă auziți. Permiteți-mi să-i salut pe toți cei prezenți, în primul rând pe doamna Șerban și pe dumneavoastră ca organizator ai acestei conferințe, reprezentanții Academiei, reprezentanții tuturor instituțiilor care au legătură cu această organizație multilaterală atât de dragă multor români, care este UNESCO, care a fost și care rămâne UNESCO, pentru că de fapt aceasta este tema intervenției mele, cerându-mi scuze pentru zgomotul de fond, în ideea în care mă gândeam, ascultându-vă, cât de interesant a fost acest an 1921, în cazul istoriei noastre, nunți regale, nașterea unui viitor rege și apariția Partidului Comunist local, dar și acest raport Negulescu pe care prezentarea colocviului nostru îl amintește. În definitiv, este o perioadă foarte entuziastă, cea de după primul război mondial, un entuziasm evident mai curând în tabăra foștilor aliați. România se număra printre aceștia și avea o relație absolut privilegiată cu Franța. Domnul Duțu a amintit participarea și rolul unor români în acea perioadă interbelică. Urmează evident războiul care pune capăt acestor entuziasme și apoi o perioadă foarte interesantă, cea de la sfârșitul anilor 50, anii 60 și anii 70, în care permiteți-mi să subliniez într-un fel și să readuc în memoria noastră amintirea unor oameni pe care am avut privilegiul de a-i continua într-un fel, începând de la Valentin Lipati, la Ralea, Mihail Ralea, Lipati, Mircea Malița, până mai aproape de noi nume prestigioase ale culturii românești, cum ar fi Dan Hăulică sau profesorul Nicolae Manolescu, cei care au condus delegația României la UNESCO în ultimele, să zicem, peste șase decenii pe care le aniversăm în acest an, 65 de ani de la intrarea României în UNESCO, într-un context destul de problematic din punct de vedere politic și geopolitic, dar în același timp, permiteți-mi ca istoric să subliniez meritele acestor intelectuali români care, în condițiile unui regim foarte dur acasă,
au oferit totuși la nivel internațional, la nivel intelectual, cultural și diplomatic o față, aș spune, cu mult ameliorată, o față mai aproape de adevăr, a ceea ce însemna, poporul român chiar și în anii 50 și anii 60 ai regimului comunist din Europa de Est. Pentru cine studiază această perioadă, își va da foarte lesne seama de importanța pe care România o dă în ultimii ani ai lui Gheorghiu Deji, primii ani ai regimului Ceaușescu, o dă aceste organizații UNESCO și, în definitiv, această importanță era semnul și simbolul încrederii pe care, inclusiv la nivel politic, România o avea atunci în această colaborare intelectuală internațională. Am avut curiozitatea de a verifica în biblioteca de la sediul central al UNESCO de la Paris intrările românești și, fără surpriză, vă puteți imagina și dumneavoastră că cele mai bogate trimiteri din țară sunt din anii 60 și din anii 70, foarte puțin în anii 50 și, din păcate, foarte puțin în anii 80, mai ales spre sfârșitul anilor 80. Evident că după 1990 lucrurile și-au reintrat în normal, dar pe de altă parte asistăm în ultimul deceniu și câțiva dintre dumneavoastră ați amintit-o deja, asistăm la o punere în discuție a ideii de multilateralism. Cred că este o idee pe care România e datoare să o apere în continuare și să o promoveze, fie că vorbim despre Organizația Națiunilor Unite, fie că vorbim despre toate ramurile sale printre care se numără și UNESCO. Și din perspectiva ultimilor 5 ani și jumătate pe care am avut plăcerea de a-i petrece în delegația României la UNESCO, vreau să vă spun că, cum să zic, realitatea e binară, într-un termen mai la modă. Pe de o parte, România este un contributor net ca țară occidentală, ca țara Uniunii Europene. România este la nivelul acelui jumătate de milion de euro, care este contribuția anuală a României la UNESCO. Vă dați seama că suntem parte din multe programe care se desfășoară, inclusiv de colaborare intelectuală sau de promovare intelectuală la nivel global. Deci România oferă bani mai mulți decât primește. Pe de altă parte, avem acasă, mai ales, avem o clară problemă a culturii patrimoniului. Cred că este o cultură, ca să vorbim în termeni optimiști, în construcție. Nu avem neapărat, creată această cultură a patrimoniului la nivel individual sau la nivel instituțional. Nu e nicio surpriză, probabil că unii dintre dumneavoastră cunosc majoritatea muzeelor sau instituțiilor depozitare din țară, de la muzee la biblioteci, nu au încheiat inventarul pieselor de care dispun. Și până la lucruri cu mult mai anecdotice, cum ar fi, să vă dau un exemplu foarte concret, dosarul Constantin Brâncuș, ansamblu Brâncuș de la Târgu Jiu, dosar pe care l-am depus la începutul anului 2018, un dosar foarte bine făcut în țară, la Institutul Național al Patrimoniului, la Ministerul Culturii. Dosarul e foarte bun, foarte bine făcut și am primit confirmări în acest sens, depus în 2018. Pe de altă parte, n-am avut absolut nicio piesă de promovare a lui, din simplu motiv că lucrurile la nivel juridic sunt neclare în privința drepturilor de imagine asupra operelor lui Brâncuș. Mai concret, dacă doream să fac cadou cuiva un magnet de frigider cu operele lui Brâncuș, pur și simplu nu le găsești în mod oficial în România, pentru că nu e foarte limpede, și asta este și opinia juriștilor de la Ministerul Culturii, nu este deloc limpede dacă România deține drepturile de imagine asupra operei lui Brâncuș. Sau dacă nu cumva nepotul său, care trăiește, cred că în afara Europei, le reclamă. Trec peste acest element anecdotic pentru că nu el este esența. Eu rămân pe mai departe convins, ca profesor în primul rând, ca profesor de universitate, rămân în continuare convins că singura cale de progres pe care o putem anticipa pentru societatea globală de astăzi nu poate ocoli această colaborare intelectuală. În același timp vedem că suntem cu toții provocați
de această avalanșă de informații și de interpretări pe care noua media, noile media le propagă, ceea ce face ca să fim contemporani în paralel cu un progres, un enorm progres științific și în egală măsură cu o consistentă contestare a științei. Ceea ce trăim în ultimii 2 ani este revelator din acest punct de vedere, în măsura în care unii oameni în continuare au încredere în progresul științei, în egală măsură unii oameni contestă aceste idei și până la urmă trebuie să luăm în calcul ambele variante. Închei sublinind deci acest optimism pe care îl păstrez și mai ales alăturându-mă celor care, vorbind înaintea mea, au reliefat rolul acestui multilateralism în domeniul diplomatic sau în domeniul intelectual, cultural, pe care noi trebuie să-l apărăm în continuare, trebuie să vorbim despre el în discursul public din România, astfel încât colegii noștri, eu știu, să-l înțeleagă din toate punctele de vedere, cu atât mai mult cu cât sunt și opiniile contrare ale întoarcerii în cadrul națiunilor, reîntoarcerii în cadrul frontierelor și aș spune că trebuie în continuare să concurăm cu această viziune din ce în ce mai sectară a unei lumi asupra căreia ne creasem impresia că se deschide după 1990. Mulți dintre noi suntem profitorii și promotorii în egală măsură a acelei deschideri de după 1990 și ar fi păcat să rămână doar un capitol în istoria civilizației noastre. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări încă o dată celor care au organizat această dezbatere. Și eu vă adresez mulțumiri personale pentru faptul că, deși sunteți între avioane și în aeroport, ați avut amabilitatea de a găsi răgazul pentru a contribui la această întâlnire. Mă suntem recunoscători. Adaug sau subliniez, mai degrabă spus, coexistența acelor, să spunem, trăiri, evenimente și fapte istorice care sunt contradictorii ale anului 1921. Desigur că mă bucur să constatăm că avem opinii diferite în societate, dar parcă au devenit adevărate clivaje în zilele noastre, posibil ca în acest context multilateralismul să fie el însuși pus într-o mare dezbatere. Opiniile sunt diferite. Apropo de ceea ce spuneți, dosarul pentru Brâncuș în zilele noastre este discutat, dacă este sau nu este complet, dacă era bine să fie așa sau era bine să fie altfel, mai ales ultimele discuții care au avut loc. Și aici avem nevoie să ne adunăm în jurul unei mese și mai ales acele instituții care au atribuții în acest sens. Am reținut că deja s-a întâmplat o întâlnire la Târgu Jiu în weekendul trecut. Speranța este să ne coalizăm cumva în jurul unor idei care să susțină pacea și să susțină cooperarea, pentru că aceste lucruri sunt cele care contează, în fapt, cel mai mult în modelarea unui spațiu al comunicării, al cooperării și nu în conflicte care, din nefericire, pot degenera într-un mod nedorit în aceste zile. Cu mulțumiri, invităm la cuvânt următorul intervenant. Vă dorim drum bun către casă, sperăm să ajungeți la București cât de bine și cât de curând cu putință. Și îl invităm la cuvânt pe domnul dr. Paul Nistor, cu o perspectivă din Iași de data aceasta, cu privire la războiul rece. Deci încercăm să facem continuarea perspectivei istorice asupra cooperării intelectuale și să vedem în ce măsură războiul rece pune amprente asupra acesteia. Vă rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru invitație. Felicit și eu pe toți cei care au avut această inițiativă și pe organizatori. Intervenția mea va folosi niște tușe puțin mai sumbre, pentru că este vorba de România comunistă, cea care își propune să adere la UNESCO. Contextul de la începutul anilor 50, așa cum exprima și domnul profesor Cioroianu, era destul de problematic datorită războiului rece. Ne aflăm într-un plin război rece, unde tabele se înfruntau practic cu toate armele și pe plan militar și economic, dar și pe plan ideologic. Cultura face parte din armele războiului rece, cu atât mai mult cu cât tabăra est comunistă încearcă prin cultură să își mai umanizeze puțin imaginea,
să mai anuleze puțin din propaganda pe care blocul occidental o făcea contra Uniunii Sovietice și aliaților săi. Să spunem că la începutul anilor 50, România încă se simțea umilită și izolată în plan internațional și guvernele de la București încercau cumva să schimbe această situație. Aderarea la Organizația Națiunilor Unite și la diferitele agenții specializate ale ONU era un obiectiv major pentru guvernul de la București și pentru nomenclatura comunistă. În ochii lor, încă se simțeau nesiguri. Regimul comunist instalat de puțin timp, de doar câțiva ani, se simțea nesigur. Intrarea în ONU și în aceste organisme specializate, credeau comuniștii de la București, ar fi adus oarecare stabilizare a regimului și o legitimitate atât în ochii poporului pe plan intern, cât și o legitimitate în plan internațional. Diversele cereri pentru admitere depuse de România, atât pentru aderare la ONU, cât și pentru aderare la UNESCO sau Organizația Internațională a Muncii sau alte astfel de agenții specializate, au fost respinse rând pe rând, mai ales datorită intervenției delegațiilor occidentale, Statelor Unite ale Americii, Franței, Angliei, precum și ai aliaților acestora care puteau proveni din țări practic neînsemnate atunci la nivel internațional, cum ar fi Guatemala, Ecuador, Cuba, în fine, dar care erau aliați fidele ai marilor puteri occidentale. Să spunem că pentru a adera la ONU și la UNESCO, România la început și-a propus ratificarea câtor mai multe convenții care țineau de sistemul ONU și intrarea în diferite organizații, astfel încât România să-și dovedească bunul comportament în plan internațional și bunele intenții. Vreau să vă relatez ceea ce e mai important, un eveniment în 1954, când România s-a aflat foarte aproape de intrarea în organizația în UNESCO. În acel moment, în 1954, România a ratificat Convenția pentru drepturile politice ale femeii, adoptată de Adunarea Generală a ONU în decembrie 1952. Și din această ratificare a Convenției asupra drepturilor politice ale femeii a făcut un întreg spectacol pozitiv, să zicem, acolo, pentru că s-a dus o delegație importantă care au depus actele. De asemenea, România mai era membră în alte 35 de instituții, mai mult sau mai puțin prestigioase internaționale, cum ar fi Biroul Internațional de Educație, Uniunea Astronomică Internațională, Organizația Internațională de Radiofonie, Comitetul Internațional Olimpic. Românii credeau că acești pași îi vor ajuta pentru marile aderări care stăteau să înceapă. În 1954 este depusă o cerere de admitere în UNESCO, așa cum era sistemul relațiilor culturale din acel moment. Cererea se discuta în ECOSOC, în Consiliul Economic și Social al ONU, și pentru aprobarea ei era nevoie de cel puțin 10 din cele 18 voturi. Este evident că în acele momente statele care ajutau România erau statele comuniste. Este vorba în cazul de față de Cehoslovacia și Uniunea Sovietică, care aveau reprezentanți la nivelul ECOSOC, și Cehoslovacia este cea care face mai multe favoruri României, propunând un proiect de rezoluție care recomanda Consiliului să aducă la cunoștința UNESCO lipsa oricăror obiecții împotriva admiterii României. Puțin forțând lucrurile, Cehoslovacia spunea că existau drepturi democratice de care s-ar fi bucurat cetățenii României în acel moment și chiar libertăți garantate de Constituția RPR din 1952. Evident, delegații americane și engleze au criticat regimul totalitar din România, au reluat acuzele de fond care se aduceau de mai mulți ani Bucureștiului la ONU. Este vorba de încălcarea libertăților fundamentale, ale drepturilor omului, de acuze de muncă forțată, de arestări abuzive care se făceau în România. Cert este că la votul din ECOSOC pentru recomandarea în admiterea UNESCO, România a înregistrat un succes, este vorba de 10 voturi pentru. În cadrul acestor voturi avem și state din sistemul occidental, adică Belgia, Australia, Norvegia, și 7 state au fost împotrivă, Statele Unite, Anglia, Franța, în fine, Cuba, China naționalistă. Este un prim pas, o primă victorie a României această recomandare. În aceeași vară 1954 și Comitetul Executiv al UNESCO va lua în considerare această recomandare
de admitere a României. România se confrunta cu o poziție destul de fermă la nivel internațional, aveau loc o campanii, mai ales de presă, mai ales în presa occidentală, contra regimului totalitar din România, astfel încât că era destul de dificil de pus în practică. Documentele arată prezența unor delegați români la Consiliul Executiv al UNESCO și aici s-au dat mai multe bătălii pe culoarele instituției, pentru că cel trimis de către România, Alexandru Lăzăreanu, încerca să-și facă aliați, încerca să convingă dintre diplomații occidentali care erau reprezentați acolo să voteze pentru România. Și Consiliul Executiv UNESCO în 1954 va vota până la urmă pentru România. Contra au fost doar două state, Statele Unite și Japonia. Altele s-au abținut, Peru, Filipine, Uruguay. De această dată au votat pentru România, Anglia, Franța, Danemarca. Este un exemplu faptul că Parisul a votat pentru admiterea României UNESCO doar după ce a purtat mici negocieri cu Bucureștiul, spunându-i că votul său înseamnă de fapt și dorința de reluare a activității a Institutului Cultural Francez din România. Cu aceste două mari recomandări în buzunar, a ECOSOC și a Consiliului Executiv UNESCO, România a mers la Marea Conferință UNESCO de la Montevideo din noiembrie 1954, aproape sigură că va fi admisă chiar înainte de admiterea în ONU. În schimb, situația a fost destul de dificilă cu acea ocazie. Delegația României era compusă din Mihai Roșianu, care era președintele Institutului Român pentru Relații Culturale cu Străinătatea de atunci, Ionescu Bujor, director în Ministerul Învățământului, Arthur Krendler, care era un eminent neurochirurg de origine evrească, trimis acolo special pentru a calma mediile evreiești din Occident care aveau ceva cu România comunistă, și bineînțeles Mircea Malița, care era directorul Bibliotecii Academiei, și omniprezentul Alexandru Lăzăreanu, care era director în MAIE. Această delegație s-a dus foarte bine pregătită. Vă citesc dintr-un document care arată pregătirea acestei delegații române. S-a dus în armată cu un document oficial, citez, care să cuprinde date despre dezvoltarea culturii, educației și științei din RPR, despre politica dusă de RPR în privința dezvoltării colaborării cu alte țări în domeniul cultural, de asemenea cu o broșură referitoare la viața culturală a minorităților naționale din România, cu o lucrare mai amplă care cuprindea articole scrise de personalități ale științei și culturii din România. Toate aceste pagini trebuiau să surprindă progresul, depinde ce înțelegeau ei prin ideea de progres, din diferite subdomenii culturale din momentul respectiv. Să spunem că România își intenționa să facă o largă propagandă pentru admiterea în ONU. Cu această ocazie s-a pregătit și cu o expoziție pentru Montevideo, care să cuprinde fotografii, cărți, artă, obiecte de artă populare, tablouri, sculpturi pe care regimul le găsea reprezentativ pentru cultura socialistă. De asemenea, filme, documentare despre RPR și revistele sale culturale de propagandă externă, cum ar fi Romanie Nouvelle, Revue Romaine, în fine, și alte tipuri de reviste. La această conferință de la Montevideo s-a conturat un eșec din start, pentru că Statele Unite s-au dovedit a fi intransigente cu situația românească. Statele Unite și aliații au criticat foarte dur România, Statele Unite uzând de argumentul că România deja era prinsă într-o rezoluție a ONU care comanda încălcarea drepturilor omului. De fapt, e vorba de două rezoluții din 1949 și 1950, unde România alături de Bulgaria și Ungaria erau privite ca oile negre ale Europei de Est. Astfel încât Statele Unite, nimic mai mult, cu toate recomandările ECOSOC, propuneau respingerea candidaturii României. Și doar printr-o intervenție a reprezentantului englez, această respingere a fost transformată în amânare. Este amânarea de care România beneficia 2 ani mai târziu, în 1956.
Evident că românii au fost foarte dezamăgiți de cum au decurs discuțiile în această conferință la Montevideo, pentru că ei vedeau admiterea în UNESCO ca pe o poartă a marii intrări în ONU. Vreau să vă dau un citat foarte scurt despre cum vedeau comuniștii români cu mentalitatea lor de atunci, cum vedeau aceste lucrări ale UNESCO. Citez: în ceea ce privește atmosfera care a domnit în timpul primelor zile ale conferinței, mai arătăm că în sală era organizată o adevărată clacă fascistă, formată atât din delegații și observatori, cât și din publicul din galerii. Această clacă aplauda cuvântările americanilor, Gomindanului, alegerea Spaniei franchiste ca vicepreședinte al Confederației, și aplauda și cuvântările împotriva țărilor noastre comuniste. Conducătorii clăcii păreau a fi observatorii Vaticanului, care de altminteri erau în permanentă legătură cu cei mai reacționari delegați. Era de altfel interesant de remarcat strânsa prietenie și colaborare care a domnit tot timpul între reprezentanții Vaticanului și cei Congresului Mondial Evreiesc. Încheia citat. Deci imaginea diplomației române era aceea că erau singuri contra tuturor, singuri contra Occidentului, care avea ceva cu ei în acest sens. Să spunem că în 1955 România este primită în ONU, are loc înființarea Asociației Române pentru Națiunile Unite și în 1950 au loc activități la un nivel mare. De asemenea, datorită înțelegerii la scară mare între americani și sovietici, această primire în ONU se petrece în decembrie 1955, iarăși cu două state care în mod tradițional se opuneau admiterii României și în UNESCO. Și este vorba de Cuba capitalistă, să zicem, înainte de Fidel Castro, și de China naționalistă a lui Chiang Kai-shek. De fapt, este vorba de două state aliate ale Americii, care interveneau acolo unde America nu vroia să-și murdărească mâinile. După admiterea României în 1955, evident că lucrurile erau mult mai soft și admiterea în UNESCO din 1956 s-a petrecut într-un oarecare gest firesc. Atât mai vreau să mai spun că la următoarea conferință UNESCO, care atunci erau din 2 ani, la New Delhi, prima delegație a României de această dată membră, condusă de academicianul Iorgu Iordan, și de asemenea beneficiind și de aportul unor diplomați din MAE care aveau agenda lor ideologică, pe lângă chestiunile culturale, a încercat să introducă pe agenda conferinței UNESCO și dezbateri politice. Este vorba de criza Suezului care se petrecea atunci cu trupele britanice, franceze și israeliene care intraseră în Egipt cu ocazia naționalizării canalului de Suez. Încercarea României și altor state estice de a face politică la această conferință UNESCO nu a fost, totuși, nu a trecut la vot, la votul adunării generale acolo. Vă mulțumesc, cam acesta este contextul delicat, tensionat în care România comunistă a încercat să intre în UNESCO. Să spunem că diplomații și intelectualii și reprezentanții României comuniste care vor face totuși o figură frumoasă la UNESCO sunt cei care, după părerea mea, abia după 1960 participă la aceste lucrări. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu domnului Paul Nistor pentru faptul că ne-a restituit cu atâta precizie scena originară, să-i spunem, a aderării României la UNESCO, cu toate tensiunile și torsiunile momentului respectiv. Cum unul dintre vorbitori are probleme tehnice, sperăm să mi se poate alătura cât mai curând, am să trec la următoarea intervenție din lista de astăzi. Ne-ar fi plăcut să-l avem alături de noi pe domnul ambasador Ioan Voicu, tocmai pentru a ne oferi o perspectivă din interior asupra relațiilor dintre România și UNESCO. Din păcate, starea de sănătate a domniei sale nu a permis să fie astăzi alături de noi în mod virtual, dacă nu fizic, și atunci, ca o soluție de compromis, domnia sa ne-a trimis un text care va fi citit de
doamna secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, Madeleine Șerban. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori, pentru că toți suntem într-un eveniment care se ocupă de restituiri și de consemnări cât mai fidele ale faptelor pe care le-am investigat, aș vrea să încep prin a-i mulțumi în absență doamnei ambasador Simona Miculescu, cu care stând de vorbă despre acest eveniment și începând să vedem care ar fi prezențele care ar putea contribui întregii informația despre tot ceea ce înseamnă secolul de cooperare intelectuală, dumneaei a sugerat să îl contactez pe domnul ambasador Ioan Voicu, care în fapt a fost director adjunct pentru cooperarea cu organizațiile internaționale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în mai multe ocazii. Și în acest context am reușit să ajungem să discutăm cu domnul ambasador Ioan Voicu, care ne-a trimis un mesaj în care își exprimă bucuria de a putea contribui în anul aniversar al celor 65 de ani de la aderarea României la UNESCO cu o contribuție care se referă, dumnealui a intitulat-o Valentin Lipati la UNESCO, pentru că domnul ambasador Ioan Voicu i-a fost adjunct. Și atrage atenția dumnealui mesajul pe care mi l-a trimis scris și am avut și șansa mai multor convorbiri telefonice cu dumnealui. Să nu uităm, și de fapt s-a și întâmplat deja și vă sunt recunoscătoare, să nu uităm că în deceniile 3 și 4 ale secolului trecut, la propunerea lui Nicolae Titulescu, George Oprescu activează în cadrul unor organisme ale Ligii Națiunilor, secretar al Comisiei pentru Cooperare Intelectuală cu sediul la Paris în perioada 1923-1930, apoi secretar al Comisiei de Litere și Arte la Geneva până în 1939, când se întoarce definitiv în țară, a lucrat cu personalități precum Nellie Bergson, Albert Einstein, Marie Curie, John Galsworthy și Paul Valéry. Și spune, pentru mai multe detalii, aș vrea să vă rog să nu uitați volumul de amintiri și evocări pe care îl arăt aici, pentru ca să demonstrez că nu l-am uitat, să-l prezint participanților și acelora care vor vedea această înregistrare. Cu permisiunea dumneavoastră, mă străduiesc să fac o lectură pe cât de rapidă, pe atât de inteligibilă, a unui text care nu este foarte scurt, dar care, în opinia mea, are o bogăție care se justifică fi împărtășită cu această ocazie. Este un text pe care domnul ambasador Ioan Voicu l-a publicat, nu mai este accesibil în versiunea electronică a revistei. L-a publicat în 2017, în perioada în care dumnealui era profesor asociat la Universitatea din Bangkok. Și îi dau citire. În articolul Viitorul diplomației, Hans Morgenthau, profesorul de relații internaționale de la Harvard University al lui Henry Kissinger, afirma între altele că diplomația poate face pacea mai sigură decât este astăzi. Totodată, el avertizează însă că succesul continuu al diplomației în menținerea păcii depinde de calitățile extraordinare, morale și intelectuale pe care trebuie să le posede toți participanții de frunte la procesul diplomatic din interiorul comunității internaționale. La rândul său, Douglas Hart, un ilustru șef al diplomației britanice, într-un articol dedicat nemijlocit diplomației păcii, afirmă că însăși comunitatea internațională este doar o expresie pe care o avem la îndemână. Înseamnă ea oare ceva? O mare parte, probabil cea mai mare parte a diplomației internaționale, se desfășoară acum în cadrul uneia sau alteia dintre instituțiile internaționale. Aceste instituții adaugă ele valoare statelor, acțiuni din care să fie posibil să vedem și pe arenele pe care statele membre își interpretează vechile lor jocuri. Așa cum se întâmplă adesea în viață, un răspuns cinic la aceste întrebări nu mai este realist. Aceste exigențe și întrebări privind rolul diplomației revin automat în minte atunci când ne gândim la reprezentanții de frunte ai diplomației românești din trecutul apropiat, cărora istoria scrisă de contemporanii noștri nu le-a recunoscut încă rolul
care li se cuvine pe de drept în cronica de onoare a celor care au luptat cu armele spiritului pentru câștigarea unui loc demn al României în concertul națiunilor. Așa fiind, în aceste împrejurări, inițiativa editurii Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale Ion Brătianu de a publica volumul Valentin Lipati, om de cultură și diplomat strălucit în coordonarea profesionistă asigurată de Paraschiva Bădescu și George Corbu, merită să fie salutată cu viu entuziasm și îndreptățită speranță. Ambii coordonatori sunt familiarizați foarte bine cu activitatea diplomatică prodigioasă a lui Valentin Lipati din perioada 1923-1999 și au reușit să înmănuncheze în volum contribuții utile din partea unor autori care l-au cunoscut mai bine nu numai pe Valentin Lipati, dar și epoca tumultoasă căbătută de România în relațiile internaționale ale secolului trecut. Structura cărții dezvăluie preocuparea coordonatorilor de a oferi o imagine cât mai cuprinzătoare și mai nuanțată privind personalitatea lui Valentin Lipati. Așternând aceste rânduri, ne raliem dintr-un început în caracterizarea din prefața la volum, semnată de ambasadorul Paraschiva Bădescu, care ne reamintește cu deplină convingere că Valentin Lipati este apreciat de ambasador al spiritualității românești, cărturar de elită, ilustra figura diplomației române, calități pe care le vom urmări în mod prioritar în cele ce urmează. Într-o perioadă în care, atât pe plan național cât și la nivel global, diplomația traversează o perioadă de regretabil declin, în special sub impactul negativ al crizei multilateralismului, evocarea valoroasei contribuții a unuia dintre cei mai distinși diplomați români ai secolului al XX-lea reprezintă un mobilizator îndemn pentru regândirea modalităților prin care diplomația ar mai putea căpăta nu neapărat strălucirea de ordinoare, ci măcar capacitatea firească de a sluji cu decență și succes interesele perene ale țării noastre dincolo de vicisitudini temporare sau de lungă durată. Realizarea unui proiect prin care în 304 pagini este portretizat sub înalt calificate semnături personalitatea lui Lipati reprezintă un act de cultură care merită să fie elogiat. Negocierea este funcția primordială a diplomației tuturor timpurilor, iar acest adevăr permanent este statuat în cel mai important instrument juridic multilateral al domeniului dreptului diplomatic și anume Convenția de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice. Întrebarea crucială care se va pune întotdeauna va fi aceea de a ști cum poate fi folosită arta negocierii pentru promovarea intereselor țării noastre, astfel încât să se ajungă la situația de câștigător-câștigător în toate procesele de negociere care vizează viitorul imediat și de perspectivă a țării, slujite sub semnul patriotismului de persoane înrudite cu acest rol de forurile conducătoare și întrituite de aceste foruri conducătoare ale națiunii. În memoriile ambasadorului Valentin Lipati, larg citate în paginile respectivei cărți, conferința de la Helsinki privind securitatea și cooperarea în Europa ocupă un loc privilegiat din perspectiva negocierilor. Într-adevăr, așa cum notează însuși ambasadorul Lipati, această conferință a fost un act de creație care poate justifica viața unui om și marca în tot cazul apogeul carierei unui diplomat negociator. Nu pot să nu menționez, spune ambasadorul Ioan Voicu în acest context, cuvintele de caldă prețuire scrise de Victor Yves Guevary, profesor la Institutul Universitar de Înalte Studii Internaționale din Geneva, care referindu-se la Valentin Lipati, evidenția faptul că acesta s-a afirmat ca unul dintre cei mai buni negociatori. Un analist desăvârșit al opiniilor conceptuale și un adept convins al metodei argumentelor în căutarea și definirea soluțiilor. El era spiritul cel mai dinamic în dezbateri. El a inițiat și a adoptat principii, norme și valori comune ale relațiilor internaționale la nivel european și meritele sale în această privință au fost recunoscute de partenerii săi chiar în timpul negocierilor. Decalogul de la Helsinki poartă amprenta ambasadorului Lipati.
În opinia lui George Macovescu, care în calitatea sa de prim adjunct al ministrului, iar mai târziu de ministru titular al afacerilor externe, a urmărit timp de decenii activitatea laborioasă a lui Valentin Lipati, actul final de la Helsinki din 1975 a fost un ceas luminos în istoria bătrânului și zbociumatului nostru continent, după cum a fost o piatră de hotar în istoria diplomației. Această artă, această profesie, această meserie a transformării imposibilului în posibil. Referindu-se strict la Valentin Lipati, George Macovescu afirma că acest diplomat român a fost negociatorul principal, un negociator bine pregătit, inteligent, cultivat, tenace, abil, imaginativ, așa cum trebuie să fie un negociator de înaltă calitate. Această caracterizare devine și mai convingătoare după lectura tonifiantă a articolului intitulat Însemnări despre alta negocierii. Mai puțin reliefate apar în paginile acestui volum importanța și amploarea mandatului deținut de ambasadorul Valentin Lipati ca delegat permanent la UNESCO în perioada 1965-1971. Spune ambasadorul Ioan Voicul următoarele: întrucât am avut privilegiul și onoarea de a fi adjunctul său în delegația română la cea de-a 16-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO din noiembrie 1970, îmi îngădui să adaug câteva elemente semnificative pentru înțelegerea rolului esențial pe care l-a avut Valentin Lipati în consolidarea poziției României la UNESCO și în creșterea reputației acesteia în complexul proces al diplomației multilaterale, cu accentul specific, inevitabil, pus pe componenta sa culturală și educațională. Anul 1970 s-a încheiat fructuos pentru România, prin rezultatele obținute de la cea de-a 16-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, în cadrul căreia au avut loc noi dezvoltări promițătoare ale programului de cooperare europeană. La propunerea României, conferința a adoptat prin aclamații rezoluția 5-7 privind cooperarea europeană și a aprobat realizarea unor proiecte importante pentru anii 1971-72, printre care crearea, cu începere din anul 1972, a unui centru de învățământ superior, CEPES, cunoscut nouă, convocarea primei conferințe a miniștrilor culturii din statele membre europene, care s-a desfășurat la Helsinki în iulie 1972, precum și a celei de-a 6-a conferințe regionale a Comisiilor Naționale Europene pentru UNESCO, reunite la București în mai în 1971. Punctul de pornire al delegației române a fost acela de a contribui cu deplină hotărâre la consolidarea concepției filozofice pe care își fundamentează acțiunile sale UNESCO. Este o concepție profund umanistă, iar dimensiunea etică, de puternică rezonanță, care străbate în făptuirile sale, găsește o clară expresie în actul său constitutiv, care proclamă că războaiele, născându-se în mintea oamenilor, tot în mintea oamenilor trebuie rădăcinată ideea apărării păcii. În lumina acestui adevăr, delegația română a subliniat importanța deosebită a Declarației Națiunilor Unite referitoare la principiile de drept internațional privind relațiile prietenești și cooperarea dintre state și a arătat că acest document va trebui să marcheze o etapă însemnată în statornicirea unei filozofii a păcii și în cristalizarea unui sistem concret de norme juridice menite să prezideze conduita statelor în comunitatea internațională. La bogăția de idei concentrată în paginile respectivului volum, în care Valentin Lipati este portretizat ca un orator și negociator de prim plan în sfera diplomației multiculturale, adaug un paragraf care uimește și astăzi prin prospețimea sa evidențiată de pledoaria vibrantă făcută la UNESCO de ambasadorul român în favoarea cooperării europene. Reproduc acest paragraf în limba franceză pentru a nu afecta prin traducere stilistica textului original, aici mă scuzați, este lectura mea pur și simplu. Le raisons qui guident notre action en faveur de la coopération européenne sont claires et constantes.
La Roumanie, pense que les intérêts de l'humanité exigent que l'Europe mette ses forces non pas au service d'une politique de guerre, mais au service du progrès, de l'entente et de la coopération. L'immense potentiel culturel et scientifique de l'Europe peut et doit contribuer au progrès de tous les États de la région. Nous pensons aussi que la réalisation de la paix, de la sécurité et de la coopération en Europe serait tout aussi bénéfique pour les autres régions du monde et qu'elle favoriserait l'extension des rapports des pays européens avec les pays en voie de développement dans l'ordre du progrès matériel et de conquête de l'esprit. La paix et la coopération en Europe sont, à nos yeux, des dimensions essentielles de la paix du monde et du progrès de tous les peuples. Valentin Ipati a avut un rol determinat în negocierea și finalizarea principalului document politico-juridic adoptat de cea de-a 16-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO cu privire la sarcinile organizației în promovarea păcii. Finalizată sub titlul Contribuția UNESCO la pace și sarcinile sale în eliminarea colonialismului și folosirea programului UNESCO ca instrument de consolidare a cooperării între statele europene în interesul păcii și securității în Europa, această rezoluție cuprinde idei și concepte avansate de Valentin Lipati, care își mențin valabilitatea și astăzi. Sunt demne de evocat în acest sens, referire la idealurile păcii și prietenii între popoare, relațiile pașnice și de bună vecinătate între state, influența și de asemenea, concepte antiumaniste asupra vieții intelectuale a popoarelor. La propunerea delegației României, în rezoluție a fost inclusă ideea că difuzarea largă a culturii și educarea omenirii în spiritul dreptății, libertății și păcii sunt indispensabile pentru demnitatea omului și constituie o datorie sacră pe care toate națiunile trebuie să o îndeplinească într-un climat de asistență reciprocă și responsabilitate. Spicuiesc din acest articol, care este foarte lung, cu scuzele de rigoare adresate ambasadorului Ioan Gocu în absenția, merită a fi evocată de asemenea rezoluția inițiată de delegația română și promovată cu succes până la adoptarea ei prin consens, publicată sub cota și titlul 5.7 Cooperarea Europeană. Într-un paragraf care face onoare României, este subliniată valoarea concluziilor și recomandărilor adoptate de reuniunea rectorilor și prorectorilor universităților europene, care a avut loc reuniunea în aprilie 1970, potrivit cărora cooperarea în domeniile care țin de competența UNESCO este un factor important pentru consolidarea păcii și securității în Europa. Valentin Lipati, prin instrumentarul diplomației multilaterale, reflecta un profund umanism perceptibil la nivel individual și global. În decembrie 1993, într-un articol preluat în volumul Lumea în tranziție, Valentin Lipati constata cu vădită mâhnire că cea de-a 27-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, desfășurată la Paris, nu s-a bucurat nici măcar de publicitate în România. La noi, evenimentul a trecut aproape neobservat. Presa, radioul și televiziunea, având probabil multe alte nobile preocupări. În același articol, el formula totodată câteva gânduri aproape testamentare despre organizația pe care o slujise în numele României cu pilduitoare dăruire. Dintre toate agențiile specializate existente în sistemul Națiunilor Unite, UNESCO este în mod evident un centru de reflecție asupra problemelor majore ale contemporaneității. Ea trebuie însă să fie un catalizator al voinței politice a statelor membre. O voință politică în stare să depovăreze omenirea de suferințele și servituțile actuale și să-i asigure un viitor mai bun prin strădania întregii comunități internaționale. Cu scuzele de rigoare față de autorul articolului, mă voi opri aici. Cum spuneam, este de o largă respirație și a profundă analiză și vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să îl avem pe Valentin Lipati la UNESCO între noi, dăruit nouă
de ambasadorul Ioan Voicu, căruia îi mulțumesc în absență. Mulțumesc! Mulțumesc și eu doamnei Șerban pentru această evocare. Într-adevăr, Valentin Lipati a fost unul dintre personajele cheie în raportul României cu UNESCO și nu trebuie uitat că înainte de a fi reprezentant al României la Paris, odiseea diplomatică, să spunem, a lui Valentin Lipati a plecat din interiorul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, unde a fost recuperat, să spunem, de Tudor Vianu. Bun. Am să continui cu programul nostru. Am să dau acum cuvântul doamnei Monica Joița, ministru consilier la Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, care are o lucrare împreună cu domnul Andrei Olteanu, masterand la Universitatea Babeș-Bolyai și laureatul de anul acesta al concursului Tineri Ambasador, care a avut ca temă România și UNESCO, deci nu este întâmplătoare această colaborare. Lucrarea celor doi autori se cheamă Propunere pentru un timeline al activității României în cadrul UNESCO, studiu de caz, repelul cronologic al anilor 70, de la tezele din iulie la Revoluția Culturală. Aveți cuvântul, vă rog. Bună ziua! Vă salutăm cu multă prețuire, după cum vedeți în spatele nostru, din Arhiva Istorică a Ministerului Afacerilor Externe, aflate din păcate la subsol, în subteranele Palatului Victoria. Într-adevăr, tânărul meu coleg de comunicare, Andrei Olteanu, este aici pentru că a câștigat ediția a doua a unui concurs pe care Arhivele Diplomatice l-a organizat impecabil, cred eu, împreună cu Comisia UNESCO. Concurs dedicat anul acesta dublei sau chiar triplei aniversării UNESCO. De aceea fac acum și un anunț în premieră la anul acest concurs pe care vă rugăm să îl promovați, destinat studenților și masteranzilor români din țară și din străinătate. Se va referi, deci anul viitor, la o mare aniversare pentru diplomația română. Este vorba de 160 de ani de la crearea Ministerului Afacerilor Străine de către Alexandru Ioan Cuza. În cadrul evenimentelor aniversare organizate anul acesta, Arhivele Diplomatice au participat și cu o expoziție fotodocumentară care a fost inaugurată cu prilejul unui extraordinar eveniment organizat la Opera Națională, cred că știți deja despre el, pe 27 iulie, iar expoziția va fi vernisată la Paris luni, chiar la sediul UNESCO, în prezența șefului Arhivelor Diplomatice, dr. Doru Liciu. Vă vom arăta acum un scurt PowerPoint cu acele panouri care reflectă acest timeline pe care noi l-am propus publicului larg. Trebuie să țineți cont că expoziția a fost adresată unui public larg, opiniei publice, nu specialiștilor. De aceea aceste repere cronologice trebuiau îmbinate cu materiale atractive, anume documente și fotografii din Arhivele Diplomatice. Așadar, care ar fi aceste repere cronologice pe care expoziția noastră le-a propus, dacă poți, de la afiș? Așa. Deci, primul reper cronologic a fost Comisia de Cooperație, cum bine a spus domnul academician, domnul profesor universitar, doctor în prelegerea sa, în conferința sa, domnul profesor Mircea Duțu. Apoi, al doilea reper cronologic a fost aderarea României la ONU, aderarea României la UNESCO,
Comisia Națională a României pentru UNESCO în primii ani de activitate, România și UNESCO în anii 60, ambasadorul Valentin Lipati la UNESCO, România și UNESCO în anii 80, Comisia Națională a României pentru UNESCO astăzi, Comisia Permanentă Comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO și Delegația Permanentă a României pentru UNESCO. Să-l închizi. Această expoziție cuprindea evident și panouri, poți să-l închizi, cuprindea și panouri referitoare la patrimoniul, reperele patrimoniale ale României în UNESCO. Ce doresc să vă spun este că acest an ne-a prilejuit începerea unei cercetări alături de colegul nostru de la comisie, domnul Codrin Tăut, căruia îi mulțumim și îl felicităm pentru activitatea extraordinară pe care a desfășurat-o alături de noi. Această cercetare, care cred, Codrin, că a fost doar de 3 luni, cam așa, ne-a permis defrișarea unei adevărate comori, practic constituirea unui fond UNESCO, care are, închipuiți-vă, numai puțin de 60 de metri liniari. O mare parte din această comoară este nedefrișată, este inedită și folosesc acest prilej pentru a lansa o invitație de a forma o echipă, pentru că pentru un singur cercetător este imposibil de cercetat și de tehnoredactat aceste documente. Voi reveni la propunerile noastre concrete. Și la această cercetare au mai participat colegii mei din arhivele diplomatice, cărora le mulțumesc, dr. Stelian Obiziuc și dr. Laura Gheorghiu și dr. Florin Stan. Acești 60 de metri liniari despre subiectul UNESCO se află în arhiva istorică unde ne aflăm acum și cuprinde perioada care este declasificată și accesibilă publicului larg până în 1989. Unele subiecte sunt cu totul inedite. Îl felicit aici pe colegul de la Iași, care deja a abordat complexa pregătire a aderării României la UNESCO și cu siguranță și colegul nostru de la Institutul Iorga Cristian Iacob va prezenta un subiect care este bogat reflectat în arhiva noastră istorică. Doar pentru a vă stârni interesul, dorim să vă arătăm 3 dosare, 3 subfonduri pe subiecte pe care cu siguranță le cunoaște opinia publică foarte puțin. Primul subiect este de fapt primul dosar cronologic vorbind din fondul UNESCO, dacă vrei pagina cu pagina. Iată coperta acestui dosar, care se referă chiar la Comisia Națională pentru UNESCO. Iată aici câteva subsubiecte. Perioada cuprinsă este 1957-1960, rolul și funcționarea comisiilor naționale, constituirea Comisiei Naționale pentru UNESCO, bugetul Comisiei Naționale pentru anul 1959, ședințele de birou ale Comisiei Naționale, planurile de muncă ale Comisiei, schimbul de experiență cu alte comisii, conferința balcanică a Comisiei Naționale. Să mergem mai departe, deci acest subsubiect cuprinde diverse documente diplomatice. Avem aici hotărârea privind constituirea Comisiei Naționale pentru UNESCO, proiectul acesteia. Iată ce interesant, propuneri ale comisiei, componenței Comisiei Naționale, cum vedeți, președinte academician Ilie Murgulescu, vicepreședinți Mihai Ralea, Simion Stoilov, Ion Pas și așa mai departe.
hotărâre privind modificarea hotărârii, și aici este un alt subiect, subsubiect foarte interesant. De ce a fost nevoie de modificarea acestei hotărâri? Conducerea Comisiei Naționale, după cum vedeți, președinte Iorgu Iordan, vicepreședinți Mihai Rala, Simion Stoilov, Ion Pas, secretar Ion Nistor, iar cineva scrie cu creionul Tudor Vianu. Decizia în limba franceză. Regulamentul de funcționare a Comisiei. Diverse documente privind începerea propriu-zisă a activității comisiei. Colocviul, primul colocviu organizat de comisie, colocviul internațional al civilizațiilor, literaturilor și limbilor romanice, București, 14-27 septembrie 1959. Aici este vorba, în aceste documente, de diversele materiale de promovare pe care comisia dorea să le redacteze, să le elaboreze și ulterior să le promoveze în străinătate. Și planul de activitate pe 1958, primul plan de activitate pe care îl regăsim în arhivele noastre, este un document foarte interesant pentru că se vede nu numai linia ideologică, strategică, dar și propunerile în sine de evenimente sunt foarte interesante. Planul de activitate pe 1960. Și așa mai departe. Vom merge acum la al doilea dosar pe care dorim să vi-l supunem atenție. Este un dosar inedit, nu a fost cercetat și nu acesta concursul și nu a fost deci nici publicat. Iată, este vorba, așa cum ne arată și coperta dosarului, despre anul 1976, când UNESCO organizează un concurs pentru copii din întreaga lume dedicat Veneției. Tema este salvarea Veneției. Și în acest dosar, cum puteți vedea, este o corespondență chiar între sediul UNESCO de la Paris și autoritățile din România, mai precis cu redactorul șef al revistei Cutezătorii, Mihai Negulescu. Și interesant, UNESCO de la Paris îi ajută pe cei de la Cutezătorii să facă și un regulament în limba română al concursului. Iată, era textul sugerat, un calendar al concursului. Așa, mai departe. Și surpriză, iată, de la Direcția pentru Presă și Cultură din Mai, revista Cutezătorii este anunțată că o elevă din România a câștigat marele premiu pentru desen Culorile Veneției, ce va fi organizat și va fi premiată în cadrul Săptămânii Veneției, ce va fi organizată de UNESCO la Paris. Aici corespondența diplomatică pe tema organizării acestei ceremonii la Fundația Cini din Veneția. Nu știm dacă, nu avem alte date ulterioare, dacă eleva din România a participat, dar subiectul ni s-a părut foarte simpatic și interesant.
Și în sfârșit, al treilea dosar pe care vi-l supunem atenției, cumva ca un studiu comparativ pentru evenimentele din acest an aniversar. Iată, în 1971, ce s-a organizat cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a creației UNESCO. Iată aici propunerile Comisiei Naționale. Documentul, sigur, trebuie citit cu mare atenție pentru că propunerile sunt foarte interesante și sunt similare ca amploare și țintă celor organizate în acest an. După cum vedeți, multiple evenimente la radio și la televiziune, în presa centrală, în presa din străinătate. Da. Și revenind ca o concluzie, aș dori să detaliez puțin propunerea noastră a arhivelor diplomatice. Sunt câteva concluzii realiste, sigur sunt parțiale în urma acestei cercetări, cum spuneam, de doar 3 luni. În primul rând că nu avem un material noi ca țară relevant și atractiv privind această istorie a României în UNESCO, cu toate etapele sale, trecut, prezent și viitor ca strategie. De aceea vă propunem, în afara sigur a cercetării și redactării unor volume de documente, să facem un material destinat promovării duble, atât pentru opinia publică din România, care, să recunoaștem, nu este familiarizată cu subiectul activității României la UNESCO, dar și pentru străinătate. Deci, un fel de broșură-album de tehnoredactat în cele mai bune condiții grafice, în care să îmbinăm acest timeline cu documente, fotografii pe care oricum arhivele diplomatice le au din plin. O altă concluzie realistă, cum și anticipam, este că pentru astfel de cercetare ne trebuie o echipă multidisciplinară. Îl invităm cu această ocazie din nou pe colegul Codrin Tăuț să facă parte din echipa noastră, pe colegul, tânărul nostru colega Andrei Olteanu, dar și pe dumneavoastră, cei care sunteți participanți la acest coloviu și care ne puteți ajuta cu resurse umane în această echipă. Doi, este clar că trebuie o coroborare între fondul arhivelor diplomatice cu fondurile altor instituții, cum bine spunea domnul profesor Mircea Duțu, iată și cu arhivele Academiei Române. Din câte știu, astfel de coroborare nu a fost făcută până acum, cu excepția acestor studii sau comunicări, cum ar fi și cele în cadrul colocviului nostru. Și în sfârșit, după cum vedeți, există multe subsubiecte de mare interes. Unul din acestea a fost sugerat chiar de doamna ambasador Simona Miculescu. Nu avem încă o listă a șefilor delegației permanente a României la Paris. Asta și din cauza că structurile din maie în care ei erau încadrați au variat foarte mult de-a lungul timpului. Un alt subiect ar fi chiar aceste capitole special dedicate activității în cadrul UNESCO a marilor personalități din care unele au fost amintite, sau bursierii României la UNESCO, o altă temă de cercetare foarte interesantă. În final, este clar că cei 60 de metri liniari vor continua și se vor îmbogăți, vom ajunge probabil la o cifră impresionantă a fondului UNESCO în arhivele diplomatice. Mă opresc aici și pentru a concretiza cele spuse, îi dau cuvântul tânărului câștigător al concursului nostru, Andrei Olteanu, masterant la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună ziua tuturor participanților, e o onoare să fiu printre atâția specialiști în UNESCO și o să încerc și eu în viitor să devin, dacă nu specialist, măcar pe jumătate.
Eu am încercat în ultima perioadă să înțeleg cum UNESCO poate fi interpretat și poate fi văzut ca un capitol din diplomația culturală a României. Și o perioadă cronologică care mi-a atras atenția foarte mult în vederea și citirea documentelor de arhivă a fost perioada anilor 70. Anii 70 în care am propus și ideea aceasta de începerea analizei odată cu tezele din iulie, celebrele teze din iulie, iar apoi vedem o mini-revoluție culturală pe care Nicolae Ceaușescu și Partidul Comunist o propun, trecerea de la ideologia marxist-leninistă la național-comunismul. Și tocmai de aceea, paralela făcută între legile și activitățile Partidului Comunist în ceea ce privește mediul cultural și documentele de arhivă din UNESCO, al participării României la UNESCO și activității diplomaților români, este foarte importantă, pentru că trebuie să avem în primul rând în vedere faptul că ceea ce se întâmpla acasă diferea foarte mult cu ceea ce se întâmpla în cadrul comisiilor și în cadrul activității diplomaților la UNESCO. Dacă avem în vedere legea din 49, decretul 338 din 1970, în care deja avem o comisie pentru artă și cultură, apoi avem anul 1974, în care avem reglementată protecția privind patrimoniul cultural, și apoi 77, în care din nou avem apogeul în care politica intervine în ceea ce privește știința, cultura și educația. Și trecerea de la marxist-leninism la naționalism se impune foarte tare în privința cercetărilor, în privința educației și în privința culturii. Iar activitatea diplomaților români, dacă observăm documentele de arhivă, este cumva restrânsă, pentru că factorul ideologic, mai ales că avem în vedere și războiul rece, se impune foarte tare. Și cred că este o revoluție culturală a diplomației culturale, pentru că avem un prim lider care conduce care este liderul diplomației în perioada comunistă și care trasează liniile, iar pe de altă parte avem specialiști, pentru că și diplomația română în perioada comunistă a avut specialiști, oameni de știință, și au încercat să păstreze limitele pentru a putea crea o relație cât mai avantajoasă cu statele vestice. Și foarte interesant, mi-a atras atenția, care poate să fie un subcapitol a diplomației culturale, bursele UNESCO, pentru că atunci cercetătorii români au avut ocazia să nu plece în afara spațiului român doar în est, ci au putut să viziteze și statele din vest și să creeze conexiuni și să aibă până la urmă ocazia de a contura până la urmă cercetări care să nu fie limitate doar pe un anumit tipar ideologic. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru atenție! Mulțumesc și eu celor doi intervenienți și pe această cale și unității arhive diplomatice pentru găzduirea în cele 2-3 luni în care a durat cercetarea de care s-a făcut vorbire mai devreme. Mă gândeam, pentru că deja a trecut ceva vreme de când am început întâlnirea noastră, să facem și o scurtă pauză, și dacă tot a fost vorba de expoziția realizată în parteneriat cu arhivele diplomatice, atunci poate timp de câteva minute am putea să vedem versiunea electronică a acestei expoziții, care arată puțin altfel decât cea pe care ați văzut-o pe panourile colegilor care au vorbit mai devreme, așa că timp de 5-7 minute, cât durează filmulețul acestei expoziții, vă propun să luăm o pauză de reflecție, să ne gândim la invitația lansată de colegii de la arhivele diplomatice, la eventualele contribuții pe care le putem avea în cadrul acestui proiect. Mă grăbesc să adaug mulțumirile personale și instituționale
arhivelor diplomatice și minunaților oameni, domnului director Doru Liciu și minunatei doamne Monica Joița, care iată nu mai suntem singuri. Andrei Olteanu, bun venit în echipă. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru remarcabila colaborare. Și noi vă mulțumim. Bun. Voi lăsa așadar să ruleze expoziția și ne revedem față către față în 5, maxim 7 minute.
Bun, aceasta a fost expoziția, cum vă spuneam, în versiunea sa electronică, care arată un pic altfel decât cea în format fizic atunci când se va întoarce înapoi în România. O să vedem cum o vom putea valorifica pentru un public cât mai larg. Am revenit din pauză și pentru a continua cu tematica deja angajată mai devreme, am să-i dau cuvântul domnului Bogdan Cristian Iacob, cercetător științific principal 3 la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Domnia sa ne va vorbi despre Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene. De altfel, pot depune mărturie, i-am găsit urma în arhivele Ministerului Afacerilor Externe. Domnia sa a făcut deja o cercetare în ultimii ani pe această temă, așa că îl invit să ne prezinte perspectiva asupra acestei instituții. Vă rog. Mulțumesc mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a prezenta o cercetare pe care am urmat-o de vreo câțiva ani buni și care sper că se va materializa în final într-un manuscris de carte, sper la sfârșitul acestui an. Mulțumesc și domnule Joița pentru inițiativa pe care a avut-o privind arhivele UNESCO. Mărturisesc că am lucrat aproape exclusiv pe arhivele Asociației Internaționale la MAE și este enorm de mult mai departe pentru variile proiecte ale României în cadrul UNESCO. Am lucrat și în arhivele UNESCO de la Paris și este o resursă extraordinară care trebuie folosită. Ceea ce voi prezenta eu astăzi merge oarecum în linia menționată de profesorul Cioloianu privind efervescența României și a rolului foarte important al UNESCO atât în spațiul balcanic, dar și în Europa și la nivel global. După cum știți, Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene este o organizație care încă există. Ea este afiliată Comitetului Internațional de Științe Istorice și a beneficiat, cum voi arăta, de sprijin masiv din partea UNESCO începând din 1963. Este o organizație non-guvernamentală categoria B, parteneră UNESCO și a fost sprijinită și de Consiliul Internațional de Filosofie și Științe Umaniste. După cum bănesc că știți, secretariatul general al asociației a fost de la înființare condus de către un istoric român și sprijinit de Academia Română. Asociația a fost creată în urma colocviului pe tema civilizațiilor balcanice, organizat în iulie 1962 la Sinaia de Comisia pentru UNESCO a României. Acest eveniment în sine a fost rezultatul extinderii contactelor între reprezentanții țărilor balcanice la conferințele naționale pentru UNESCO, comisiilor naționale pentru UNESCO din Europa, care au avut loc la Dubrovnik în 1956, Taumira în 1960 și Sofia în iunie 1962, deci cu o lună înainte de evenimentul de la Sinaia. La Sinaia, delegații din țările balcanice, Albania, Bulgaria, Grecia, România, Turcia și Iugoslavia, au fost prezente alături de personalități din Austria, Franța, Ungaria, Italia, Iran, Liban, Polonia, Marea Britanie, Cehoslovacia și URSS. Este interesant faptul că au fost invitați și delegați din Egipt, Irak și Siria, care din vari motive nu au participat, dar aceste invitații scot în evidență modul în care UNESCO încerca să conecteze zonele oarecum periferice ale Europei, precum Balcanii, cu țările în curs de decolonizare, decolonizarea la acea vreme, intrând în valul ei cel mai important. La Sinaia, participanții la dezbatere au adoptat o viziune generală asupra Balcanilor, definindu-i drept o zonă de mediere între Orient și Occident,
O idee care reflecta includerea evenimentului în ceea ce se numea proiectul major al UNESCO pentru aprecierea reciprocă între valorile culturale estice și vestice. Acest proiect a fost lansat în 1957 și avea ca obiectiv consolidarea unui cadru intelectual nou, mai ales pentru statele recent independente din Asia, întâi și apoi Africa, prin care identitățile naționale și regionale puteau fi prezentate nu doar ca distincte de cele occidentale, dar și în raport de egalitate cu acestea din perspectiva relevanței universale. Preluând acest principiu director al proiectului major, la Sinaia, cercetătorii sud-est europeni au ajuns la un consens asupra necesității de a depăși periferializarea simbolică și științifică a Balcanilor prin intermediul unei producții de cunoaștere din regiune și despre regiune, care să aibă vizibilitate și influență pe plan internațional prin intermediul UNESCO. În acest spirit, profesorul de la Oxford, Roland Syme, care la acea vreme era secretarul general al Consiliului Internațional pentru Filozofie și Științe Umaniste, a propus crearea unui comitet de studii balcanice care urma să beneficieze de sprijinul UNESCO. Ideea se va materializa rapid, dar trebuie subliniat că această idee reprezenta și o revitalizare a unei tradiții pre-1945, în special ideea de colaborare în domeniul științelor umaniste și, de exemplu, balcanologia interbelică. Așadar, în aprilie 1963 este înființată Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene ca instituție asociată acestui proiect major pe care l-am menționat anterior și care a primit, asociația primind un buget inițial pe 2 ani de la UNESCO de $25.000, care până în 1977-78 ajunge la $66.000, deci o creștere constantă pe timp, pe parcursul acestui deceniu și jumătate. Pe lângă aceste fonduri, asociația avea susținere financiară de la instituții academice din statele balcanice, dar și din partea comitetelor naționale ale unor țări care nu erau din regiune. Asociația suferă o criză financiară și instituțională începând cu deceniul 7 al secolului trecut. Aceasta a fost cauzată atât de accentuarea conflictelor politice în regiune, de recesiunea economică, dar și de problemele UNESCO, care a fost nevoită să-și reducă drastic bugetul la începutul anilor 80, odată cu retragerea Statelor Unite și a Marii Britanii din această organizație. Așadar, pentru anii 1988-1989, bugetul UNESCO alocat asociației scade la $8.500 și în perioada 1990-1992 UNESCO nu finanțează asociația. Există un reviriment care a fost constituit de organizarea la sediul UNESCO din Paris a conferinței Europa de Sud-Est, zona de convergență a civilizațiilor, în 1998, eveniment care a fost deschis de Federico Maier la acea vreme directorul general al UNESCO. Interesant este că la începutul anilor 2000, asociația recapătă o parte din dinamismul primului deceniu și jumătate de existență, dar o nouă perioadă dificilă începe odată cu 2009, după organizarea celui de-al 10-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene, congrese care erau organizate la 4-5 ani de către asociație. Poate bănuiesc că știți că ultimul congres al asociației a avut loc în septembrie 2019 la București. Încă de la înființare, cercetătorii din Balcani controlau asociația. Președintele, secretarul general, majoritatea relativă a vicepreședinților erau din regiune. Doar după 1989 avem un caz în care istoricul francez André Guillou este președinte al asociației. Asociația reușește să aducă la un moment dat 28 de țări să le afilieze. Acum numărul este puțin mai redus. Desigur, primul secretar general al asociației a fost arheologul Emil Condurachi, care a deținut această funcție până la sfârșitul vieții, în 1987, și a jucat un rol esențial în extinderea și vizibilitatea activităților asociației pe plan internațional.
Dumnealui are și o carieră foarte interesantă și în alte instituții internaționale ce țin de științele umaniste. Și o explicație pentru vizibilitatea asociației este legată și de biografia lui în cadrul acestor instituții internaționale. În perioada 1964-1972, asociația creează 8 comisii specializate: arheologie, artă post-bizantină, istorie socială și economică, istoria ideilor, folclor, arhive, în special cele privind Imperiul Otoman, lingvistică și istorie contemporană. Până la începutul anilor 80, prioritățile de cercetare stabilite în cadrul acestor comisii determinau activitățile asociației. Este interesant că asociația în sine este un catalizator pentru reinstituționalizarea studiilor balcanice sau sud-est europene, depinde de context național. În România, un institut de profil este înființat în 63, în Bulgaria un an mai târziu, în Iugoslavia în 1969, dar negocierile încep din 1963, odată cu crearea asociației, iar în Albania și Turcia un astfel de institut, astfel de institute sunt create în 1970. În Grecia exista deja o astfel de instituție din 1953. Dar acest fenomen de reinstituționalizare nu este caracteristic doar Balcanilor. Putem să observăm acest lucru și în Europa Occidentală sau în America de Nord. De exemplu, istoricul francez Georges Castelan înființează în 1970, emulând activitatea în cadrul Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene, Castelan înființează la Universitatea din Paris, Vincennes, Centrul de Studii Sud-Est Europene și Central Europene. Conceptul de Europa de Sud-Est adoptat în cadrul asociației reflecta accentul pus pe UNESCO asupra studiului culturilor regionale și în special ideea că acestea nu erau definite de o arie geografică circumscrisă rigid. Astfel, în cadrul sesiunii inaugurale a asociației, primul președinte al acesteia, bizantinologul grec Denis Zakynthos, a justificat ideea de Europa de Sud-Est, argumentând că această terminologie indica o geografie deschisă în baza legăturilor dintre Balcani și Europa Centrală și de Vest, legăturilor cu Orientul apropiat și zonele circumscrise de Marea Neagră, Marea Mediterană și Marea Adriatică. Această viziune largă din punct de vedere geografic reflecta într-adevăr și tradiția istoriografică din România. Ideea de Europa de Sud-Est ca spațiu de convergențe transregionale este consolidată în 1972, când UNESCO recomandă asociației să-și concentreze activitatea asupra legăturilor cu Mediterana, popoarele slave și Orientul Mijlociu. În 1973, asociația organizează în Turcia un colocviu extrem de complex, intitulat Istanbul, intersecție a culturilor balcanice, mediterane, slave și orientale, unde participă, pe lângă membrii asociației slaviști, participă Comitetul Internațional de Istorie Maritimă, istorici arabi și chiar istorici central-asiatici. Un an mai târziu, asociația demarează un program pentru specializarea tinerilor arheologi din Maroc, Tunisia și Algeria, un program care este implementat până în 1981. Ce este interesant este că această tematică care lega Europa de Sud-Est, de Mediterana și Orientul Mijlociu tinde să dispară în anii 80, odată cu ascensiunea geografiei simbolice circumscrise de Europa Centrală și după 1989, odată cu ascensiunea ideii de integrare în comunitatea sau Uniunea Europeană. Prestigiul acumulat în primele două decenii de activitate permite asociației să se implice în anii 80-90 în proiectul UNESCO Istoria Umanității, Dezvoltare Științifică și Culturală, care este publicat după îndelungi negocieri și o lungă perioadă de activitate între 1994 și 2008, iar președinți sau vicepreședinți ai asociației sunt numiți drept editori și coeditori ai celor 7 volume din cadrul acestui proiect. Și pentru a concluziona, putem afirma că asociația a debutat ca un proiect de emancipare simbolică și științifică a Balcanilor pe plan internațional prin intermediul UNESCO. Activitățile asociației insistau asupra unității în diversitatea regiunii, asupra ancestralității popoarelor cuprinse în cadrul ei,
originalității culturilor sud-est europene în baza multidirecționalității influențelor din acest spațiu geografic, asupra specificității traiectoriilor de modernizare ale statelor balcanice în epoca modernă. În același timp însă, asociația a fost un proiect permanent afectat de dinamica regimurilor politice din Balcani, reflectând fluctuațiile determinate de conflicte sau colaborare între statele din regiune. Pe de o parte, asociația a reușit să propună un program științific care a depășit într-o oarecare măsură diviziunea ideologică din perioada Războiului Rece. Pe de altă parte, nu a reușit să se distanțeze îndeajuns de temele naționaliste promovate în istoriografia țărilor care constituiau nucleul asociației. În primele două decenii, după 1989, în lipsa unei susțineri financiare constante, în contextul crizelor politice și economice din Balcani, a perpetuării în regiune a unei istoriografii ancorate în statul-națiune și a influenței crescânde a studiilor de specialitate, mai ales din spațiul anglosaxon, Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene și-a pierdut din vizibilitate ca proiect internațional. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru prezentarea pe care ați făcut-o și pentru faptul că ați subliniat legăturile pe care această asociație le-a avut cu Comisia Națională a României pentru UNESCO. Această legătură nu se rezumă numai la momentul fondator al Congresului din 1962. Pot depune mărturie ca persoană care a văzut arhivele din cadrul Ministerului Afacerilor Externe că mai cu seamă finanțarea asociației a fost o chestiune care s-a aflat permanent pe agenda Comisiei Naționale. Existau atunci ca și acum niște programe de participare, așa se cheamă, și întotdeauna finanțarea colocvilor sau a publicațiilor acestei asociații era pe agenda Comisiei Naționale. Trecem acum de la instituții. Puteți, vă rog, distinși participanți, aș vrea să adaug o conexiune care posibil să fie explorată în viitor din motive de implicare personală în Pactul de Stabilitate pentru Balcanii de Sud-Vest și coordonarea de care am beneficiat de la Ministerul Afacerilor Externe, Dumnezeu să-l odihnească pe unde este, pe Mihnea Constantinescu, pentru perioada respectivă. Cred că ar merita a se explora și această dimensiune a tot ceea ce s-a întâmplat în perioada Pactului de Stabilitate și, dacă tot suntem aici ca să recuperăm istoria, poate proiectăm și viitorul. Să încercăm să vedem dacă am putea restitui acestei zone cooperarea, pentru că experiența ultimilor ani ne-a demonstrat că suntem departe de a fi într-o lipsă de nevoie a acestui tip de cooperare. Deci poate că reușim să ne ducem și către această zonă. Cu mulțumire! Sigur, e o sugestie foarte bună. Încercăm să trecem acum de la instituții la persoane și să vedem ce însemna în anii 70, anii 80 să fii înalt funcționar la UNESCO, înalt funcționar român la UNESCO. Așa că o să-i dau cuvântul acum doamnei Ana Dumitrescu să ne prezinte o lucrare intitulată Sorin Dumitrescu, reper în relațiile România-UNESCO. Vă rog să vă deschideți, vă rugăm, microfonul ca să vă putem auzi. Nu, încă nu aveți, doamna Dumitrescu, nu aveți microfonul pornit. Oare reușiți? Da, se pare că avem niște probleme tehnice. În acest caz, până reușim să refacem legătura cu doamna Dumitrescu,
Am să o rog pe doamna Anișoara Popa, dacă a reușit să ni se alăture, să intervină. Era programată mai devreme, dar și domnia s-a avut unele probleme tehnice, așa că recuperăm acum. Vă mulțumesc frumos și pentru invitație. Este o onoare să mă aflu aici și o bucurie să reîntâlnesc cu oameni pe care i-am avut profesori la Școala Națională de Studii Politice și Administrative cu mult timp înainte. Sunt profesor la Universitatea Dunărea de Jos și precizez că în planul de cercetare al școlii doctorale există această temă introdusă la sugestia mea, cea legată de cooperarea intelectuală internațională, rețele intelectuale transnaționale. Am stabilit contacte utile cu profesori din străinătate care au în vedere această problematică. Mă refer în primul rând la profesoara Alexandra Pita Gonzalez de la Universitatea Colima din Mexic, autoare a lucrării Rețele transnaționale în America Latină. Și intenționăm derularea unor proiecte comune. Intervenția mea în această masă rotundă, la această masă rotundă, pornește de la tema UNESCO, expresia importanței dimensiunii culturale a relațiilor internaționale. Încă după primul război mondial, devenea evident faptul că dimensiunea politică a instaurării păcii, misiune asumată de societatea națiunilor, care avea la bază o filozofie anume a internaționalismului liberal, trebuia dublată de o perspectivă culturală, una morală care să asigure solidaritatea națiunilor în construirea unei noi ordini în care dreptul internațional și principiul democratic al egalității statelor să fie predominant. O instituție distinctă a fost constituită în cadrul Societății Națiunilor, Organizația de Cooperare Intelectuală Internațională, cu instrumentul său principal, Institutul de Cooperare Intelectuală Internațională. Lumea privită ca o construcție intelectuală îl făcea pe Julien Lucher, care a condus institutul, să afirme în 1929 că lumea de mâine va fi o singură structură construită ținând cont de trei aspecte: organizarea politică, organizarea economică, organizarea intelectuală. Preocupările pentru studiul și înțelegerea esenței acestei realități noi au dus la organizarea în 1934 de către Institutul de Cooperare Intelectuală Internațională a Conferinței Permanente pentru Studii Internaționale. Se definea atunci obiectul acestei discipline academice apărută după primul război mondial, afirmându-se că în ce privește psihologia și științele sociale, sau chiar această mixtură a științelor sociale cu psihologia, care este domeniul relațiilor internaționale, aproape totul trebuie construit. Toynbee observa atunci că progresul moral nu a ținut pasul cu cel material și, ca urmare, sarcina principală a științei spiritului, a științei sufletului, este aceea de a crea securitatea omului față de omul însuși. Studiile în domeniul relațiilor internaționale în perioada interbelică s-au concentrat pe studiul dreptului internațional ca instrument care să regleze relațiile dintre state în sensul menținerii păcii și securității
internaționale. Constatăm că atât Institutul pentru Cooperare Intelectuală Internațională, cât și UNESCO, moștenitoarea acestuia de după al doilea război mondial, răspund acestei nevoi proclamate de ambele instituții în aceiași termeni. Atâta timp cât războiul se naște mai întâi în mintea oamenilor, pacea trebuie construită mai întâi chiar acolo. In the minds of men and women, putem citi pe site-ul oficial al UNESCO. Rolul educației, care devine una pentru pace, și al culturii, care este decretată de unii analiști în perioada interbelică ca fiind singurul tărâm pe care oamenii se pot confrunta în viitor, pornind de la interpretarea unor aspecte ale sublimării instinctelor agresive din concepția lui Freud, fac acestea să devină adevărate arme în tranșeele păcii, în expresia lui Nicolae Titulescu. Referirea la dimensiunea culturală a relațiilor internaționale înregistrează utilizarea în timp a unor concepte diferite. Istorie culturală a relațiilor internaționale, du monde, diplomație culturală mergând până la propagandă culturală, studiul relațiilor intelectuale transnaționale, Pita Gonzalez, pentru ca în anii 90 Joseph Nye să creeze noțiunea de soft power ca dimensiunea puterii care acționează prin atracție față de valorile specifice ale culturii unui actor internațional, distinctă de forță și coerciție. Renolie, în a sa UNESCO uitată, sublinia distinția între soluțiile aplicate în perioada interbelică și cele de după al doilea război mondial, arătând cu îndreptățire că Institutul pentru Cooperare Intelectuală Internațională a pus accent pe cooperarea elitelor, formulă de sorginte franceză, pe când UNESCO pe cooperarea interguvernamentală, ceea ce îi asigură un sprijin financiar și un sprijin financiar din partea statelor și o face mai eficientă și mai puțin vulnerabilă. Importanța dimensiunii culturale a relațiilor internaționale face ca istoriografia să înregistreze noi orientări. Se vorbește despre o istorie globală sau transnațională sau multiperspectivală sau chiar așa cum preconiza încă din 1946 Julian Huxley și Joseph Needham, o istorie a dezvoltării culturale și științifice a omenirii, numită ulterior istoria umanității. În cadrul congreselor internaționale ale istoricilor, ideea de a scrie despre o istorie a relațiilor internaționale pașnice între civilizații, cu accent nu pe conflicte și victorii, ci pe schimbările științifice și culturale, abandonând ierarhiile între societăți și perspectiva vest-centrică, își face tot mai mult loc. În același timp, rolul organizațiilor internaționale și influența pe care cooperarea intelectuală în organizațiile internaționale o are asupra politicii marilor puteri devine o dominantă a abordărilor contemporane. Putem vorbi despre o istorie transnațională a organizațiilor internaționale în care digitalizarea surselor are un rol foarte important. UNESCO nu este în abordarea istoriografiei
recente, doar un obiect al studiilor istorice. Trebuie să avem în vedere și faptul că UNESCO este în același timp un actor intelectual important. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru intervenția dumneavoastră și pentru faptul că ați subliniat inclusiv discontinuitățile care există între Comisia pentru Cooperare Intelectuală Internațională și versiunea ulterioară numită UNESCO. Încercăm acum să ne întoarcem de la dimensiunea culturală, fără a uita la dimensiunea umană. Ana Dumitrescu ne va vorbi despre cazul Sorin Dumitrescu, să-i spunem așa. Vă rog. Da, vă rog să mă scuzați, da, am ecranul plin de soare și am făcut o manipulare greșită. Îmi este greu să vorbesc despre cazul Sorin Dumitrescu. Sunt mândră să vorbesc despre tatăl meu, sunt mândră să povestesc cum a rezistat în fața dictaturii, dar îmi este greu să păstrez distanța necesară, să am o atitudine de istoric și nu de martor. Acest caz nu este cunoscut, fiindcă mulți au fost cei care au preferat să nu se cunoască detaliile acestei istorii. Sorin Dumitrescu, fiind directorul unui institut de cercetări în domeniul hidrologiei, a reprezentat România la diverse reuniuni de specialitate, printre care unele la UNESCO. Așa a fost remarcat de către René Maheu, directorul general al organizației. În 1969 a devenit directorul diviziei de hidrologie și după aceea a fost apreciat în ansamblul Sistemului Națiunilor Unite. Mihai Bozianu, numărul 2 din ambasada română la Paris și șeful securiștilor de acolo, i-a cerut să-i aducă ceva din Statele Unite cu ocazia unei misiuni oficiale pe care o avea. Faptul că Sorin Dumitrescu și-a văzut de treaba lui la sediul ONU, în loc să alerge după cumpărături, l-a enervat la culme pe tovarășul Bozianu. Acesta, profitând de complicitatea ambasadorului Constantin Flitan și a machiavelicului Ștefan Andrei, a întocmit un raport dictatorului în care spunea că Dumitrescu nu mai are intenția să se întoarcă la București, dovadă fiind superbul apartament pe care și-l cumpărase la Paris. În mentalitatea regimului dictatorial, așa ceva era foarte grav. Dar, oricum, părinții mei nu aveau intenția să rămână în Franța și locuiau cu chirie. Dar Ceaușescu a aprobat propunerea supusă de Ștefan Andrei de a-l reține pe Sorin Dumitrescu cu prima ocazie. În iunie 1976, tatăl meu avea două misiuni oficiale, una în România și alta în Bulgaria. Urma o vacanță plănuită în Grecia. Deci ne-am dus toți trei, părinții mei și cu mine, cu mașina la București. După misiunea în România, la frontiera de la Giurgiu, nu am fost lăsat să trecem, cu toate că tatăl meu era un funcționar internațional în misiune oficială. Acest detaliu a scăpat și lui Ștefan Andrei și securității. În zilele care au urmat, ministrul adjunct de la afacerile externe i-a cerut tatălui meu demisia de la UNESCO. Textul scris de tata era foarte transparent, referindu-se la faptul că guvernul român a decis ca el să-și dea demisia. Mentalitatea comunistă și pe undeva totala incompetență diplomatică au făcut ca această scrisoare să fie transmisă de ambasadorul român pe lângă UNESCO, lui Amadou Mahtarembou, directorul general din acel moment. Demisia nu a fost acceptată și a început o lungă bătălie diplomatică între UNESCO și autoritățile române, dar și o campanie a securității de intimidare a lui Sorin Dumitrescu. În timpul luptei contra securității, tatăl meu s-a comportat ca un jucător de șah. Prevedea cu mult timp înainte mișcările posibile ale autorităților române. Nu a fost aproape niciodată surprins.
În timp ce securitatea făcea tot felul de anchete contra lui, în instanțele UNESCO începuse să se discute despre cazul Dumitrescu. Întâi s-a discutat în ședințele private, dar imediat ce chestiunea a început să fie dezbătută în ședințele publice, presa franceză și nu numai, a început să vorbească despre acest caz. Ceea ce este remarcabil din punct de vedere al istoriei diplomatice este că pentru prima și unica oară într-o instanță internațională, Consiliul Executiv UNESCO, țările comuniste s-au desolidarizat de o țară din blocul respectiv. În timp ce directorul general UNESCO, dar și asociațiile personalului din tot sistemul Națiunilor Unite luptau pentru întoarcerea la locul de muncă al funcționarului Dumitrescu, secretarul general al ONU, Kurt Waldheim, servea interesele dictaturii române, probabil de frică ca să nu fie dezvăluit trecutul său de complicitate cu nazismul. Pe de altă parte, lupta diplomatică a reprezentanților români a fost dublată de o luptă de dezinformare pentru a convinge diverse reprezentanțe ai unor țări să nu-l susțină pe directorul general. Acesta a venit în persoană la București ca să rezolve cazul. În momentul în care a pus problema cazului Dumitrescu, Ceaușescu, care considera că o decizie luată de el era irevocabilă, a părăsit imediat sala în care îl primise pe Amadou Mahtar în Bofără, ca măcar să-l salute. Cutremurul din martie 1977 a fost un bun pretext pentru a-l izola pe tatăl meu de directorul Centrului European pentru Învățământ Superior, CEPES, care menținea legătura între el și directorul general. Cineva de la securitate a avut ideea de a-l mobiliza pe tata în armată sub pretextul de a contribui la reconstruirea orașului Zimnicea. Tata făcuse facultatea de construcție, dar era hidrolog și nu inginer constructor. Dar mai ales nu era decât sublocotenent în rezervă. Ori ca să poată fi mobilizat la vârsta lui, ar fi trebuit să fie locotenent. Drept care, acest dușman al țării a fost promovat la gradul de locotenent printr-un decret prezidențial. A început o perioadă grea de rezistență fizică și nervoasă, la care tatăl meu nu a cedat. Mama mea și cu mine am făcut o grevă a foamei, despre care s-a vorbit la UNESCO și în presă. Am fost chemate la miliție și amenințate. Nu ne-am lăsat intimidate. Văzând că nici tata și nici noi două nu ne dăm bătute, a început o altă politică de promisiuni de posturi înalte pentru tata, admitere la orice facultate în orice an pentru mine. În cadrul mobilizării, tata a fost adus de la Zimnicea și pus în funcția de director adjunct al institutului pe care îl condusese. Dar nimic nu l-a făcut pe Sorin Dumitrescu să cedeze. Scandalul diplomatic devenea din ce în ce mai mare. O nouă anchetă a securității s-a soldat cu o percheziție la noi acasă, un circ menit să ne sperie, dar nici asta nu a funcționat. Atunci cuiva i-a venit o altă idee pentru a încerca să calmeze scandalul internațional, aceea de a fi lăsată să mă întorc la Paris să-mi termin studiile universitare. A fost probabil una dintre cele mai mari prostii ale securitilor în această luptă. Într-adevăr, eu eram cea mai vulnerabilă. Tata era funcționar internațional, mama fiind soția lui beneficia de aceleași imunități, dar eu eram majoră și deci eram lipsită de orice drept. Astfel, în noiembrie 1977 m-am întors la Paris și în paralel cu lupta părinților mei, am început să fac tot ce puteam ca să fac cunoscută situația tatălui meu. Am avut momente de mare tristețe văzând indiferența diversilor jurnaliști, dar și o mare satisfacție față de implicarea altora, cum ar fi Jean Mauriac. Dar dintre toți trebuie să spun că cea mai extraordinară a fost Monica Lovinescu, care m-a ajutat și susținut cu pasiune. Cu toată servilitatea lui Waldheim, datorită asociației personalului de la ONU, se pregătea un boicot al intervenției primului ministru al României, care urma să ia cuvântul la adunarea generală a organizației.
Scandalul lua proporții din ce în ce mai mari. Cineva a avut curajul să-i vorbească lui Ceaușescu și să obțină aprobarea ca Sorin Dumitrescu să fie lăsat să se întoarcă la Paris să-și dea demisia de la UNESCO. În mai 1978, 23 de luni după începutul acestei lupte inegale, părinții mei s-au întors la Paris și tata a putut să-și continue cariera uneschiană. Imediat după evenimentele din decembrie 1989, Sorin Dumitrescu, devenit subdirector general pentru științe, era pe punctul de a ieși la pensie. Federico Maior l-a trimis chiar în ianuarie 1990 la București ca reprezentantul său personal pentru a vedea cum putea UNESCO să contribuie la reconstruirea României. Fără să țină seama de faptul că unii dintre cei cu care era obligat să colaboreze, serviseră cu supunere și chiar abnegație dictatura în cazul Dumitrescu și deci îi făcuseră rău, tatăl meu s-a implicat cu pasiune în sarcina de a ajuta România. A făcut tot ce a putut ca să ajute țara în toate domeniile de competență UNESCO. A propus ca Federico Maior să vină la București ca să lanseze un apel pentru reconstruirea bibliotecii universitare și reconstituirea fondurilor de cărți. Dar în anturajul directorului general s-a manifestat o opoziție sub pretext că unele partide politice s-ar opune unui astfel de eveniment. Tatăl meu a discutat cu toți șefii de partide și a obținut acordul ferm al tuturor. Astfel, Federico Maior, însoțit de tatăl meu, a venit la București și a lansat apelul în aprilie 1990. În urma misiunilor sale la București, tatăl meu a obținut ca România să ratifice diversele convenții ignorate de dictatura comunistă, cum ar fi Convenția Patrimoniului Mondial, și diversi experți UNESCO au venit în țară. Evident, nimeni nu și-a cerut scuze pentru ceea ce suferiseră în perioada 1976-78, dar nimeni nu a recunoscut nici binele pe care le făcuse tata cu pasiune pentru România postdictatorială. Nici o recunoaștere oficială, nici o mulțumire. El se implicase cu pasiune și nu aștepta mulțumiri, dar eu nu pot să mă împiedic să menționez această lipsă totală de recunoștință. În momentul în care cartea Mintirea tatălui meu a fost tradusă și publicată în România, editorul se aștepta la o serie de procese din partea celor despre care era vorba în carte. Evident, nimeni nu a protestat, căci nimeni nu avea interes ca să se facă cunoscut cazul Dumitrescu, caz care nu trebuie pus pe seama dictatorului, ci a dictaturii. Sistemul totalitar nu a fost opera exclusivă a lui Ceaușescu. De la mic la mare, mulți, chiar mari intelectuali sau diplomați, au contribuit la funcționarea sistemului dictatorial. Această societate intelectuală care a susținut cu supunere dictatura, care a profitat cât a putut de ea, nu a fost niciodată încanalizată și desecretizată. Este prea ușor de spus că tot rău vine de la cei împușcați în mare grabă și de ridicat în slăvi politicieni nemernici ca Ștefan Andrei sau mari intelectuali colaboratori ai regimului. Curajul și demnitatea tatălui meu, dar și ajutorul dat de directorul general și de personalul de la UNESCO au permis o victorie a binelui contra răului. Dar câte alte cazuri s-au terminat tragic, atât în România, cât și în alte țări comuniste. Aș vrea să închei această rapidă prezentare citând un pasaj dintr-un mesaj pe care l-am primit când a murit tatăl meu de la o fostă secretară de la UNESCO. Personal, nu voi uita niciodată respectul pe care l-acorda tuturor colegilor lui de orice grad ar fi fost. Nu voi uita niciodată că m-a acordat timpul de a mă saluta cu o mare amabilitate când ne întâlneam. Tatăl tău știa să acorde demnitate tuturor și asta, Ana, este enorm. Vă mulțumesc și vă rog să mă scuzați. Emoția este la un nivel foarte înalt și nu pot decât să vă mulțumesc că ați acceptat să o trăim împreună și că ne-ați dat această șansă.
de a înțelege ce înseamnă demnitate într-o perioadă în care a o avea era chiar un pericol. Este o mare tristețe că aceste lucruri nu se cunosc. Sper din tot sufletul și vă mulțumesc încă o dată ca prin această restituire care o facem și cu această ocazie să oferim acelora care nu au avut de unde să știe despre ce se poate întâmpla sau s-a putut întâmpla, să oferim ocazia de a cunoaște. Dar îi mulțumim lui Sorin Dumitrescu acolo unde este, pentru că a ținut ridicat steagul sufletului românesc curat și demn. Și Anei Dumitrescu îi adăugăm mulțumiri și mai multe. Iertați-mă, emoția este atât de copleșitoare încât mi-e greu să mai îmi găsesc cuvintele și mă bucur că doamna Monica Joița a solicitat să intervină ca să mă opresc eu aici. Îmi permit să intervin, deși știu că sesiunea de discuție are loc la sfârșit, pentru că între timp ce dumneavoastră vorbeați, distinsă doamnă Dumitrescu, colegii mei de aici din arhivă au mers și au găsit dosarul de personal al tatălui dumneavoastră. Este absolut necercetat pentru că foaia de consultare este virgină. Deci v-am invitat să veniți să-l consultați. Văd că are 38 de file și ca să vă stârnesc și mai mult interesul, iată aici o scurtă telegramă care vă privește. Este o telegramă de la MAE, Direcția Economică, către UNESCO Paris, în care se spune că vă comunicăm că Ministerul Educației și Învățământului ne-a transmis că s-a obținut aprobarea conducerii superioare de partid și a acestui minister, exact ce spuneați, pentru ca Dumitrescu Ana, fiica Tov Sorin Dumitrescu, funcționar internațional la UNESCO, să continue studiile de învățământ superior în Franța la Facultatea de Arhitectură din Paris, în condițiile studiilor pe cont propriu. Mai mult, și cu asta închei, după această telegramă avem emoția de, nu știu dacă vedeți, dar eu am emoția de a ține în mână un raport scris de mână al tatălui dumneavoastră. Are câteva file consistente. Este vorba de raportul de activitate pe anul 1975 al tovarășului Sorin Dumitrescu. Vă rugăm să ne comunicați aprecierile dumneavoastră asupra raportului, precum și eventualele observații. Deci vă invităm în sala noastră pentru a fi prima care studiați dosarul tatălui dumneavoastră aflat în arhiva noastră. Mulțumesc doamnei Dumitrescu pentru evocare și doamnei Joița pentru rapiditatea cu care a reușit să ne arate ceva din fondul arhivelor Ministerului Afacerilor Externe. De altfel, poate să fie o bună sugestie pe care să o reținem pentru colaborările viitoare de a deschide un capitol special și pentru cazuri. Sorin Dumitrescu nu este unic. Am putea adăuga aici rapid și cazul George Văideanu, care a beneficiat cu ghilimele de rigoare de un tratament relativ similar din partea autorităților române, în sensul că a fost pus să demisioneze și așa mai departe. Și putem constitui, care va să zic, și un asemenea capitol special în cercetarea noastră. Bun, mergem în continuare, acum trecând de la dimensiunea umană, să spunem, la cea normativă, către domnul profesor universitar Dumitru Preda, director științific al Fundației Europene Titulescu, care ne va prezenta o comunicare intitulată România și Convenția pentru Patrimoniul Mondial Imaterial. Domnule profesor, vă rog. Mulțumesc pentru invitație. În al doilea rând, salut cu mare bucurie pe mulți din participanții la colocviu de astăzi, din colaboratorii mei
Sunt cu emoție față de arhivele diplomatice al căror director am fost timp de 5 ani înainte de a pleca la UNESCO și mai ales față de colega Anca Dumitrescu și de familia ei, de care m-au primit, pe care i-am cunoscut și m-au primit în casă în periplul meu de 5 ani și jumătate la Paris UNESCO, dar și după aceea, și care a constituit pentru mine ca diplomat un sprijin temeinic. Spun de memoria instituțională despre care s-a vorbit astăzi, fiind integrat într-o anumită vreme, apoi alte misiuni m-au îndepărtat, de proiectul unei istorii UNESCO, coordonat de renumitul profesor și prieten al meu, Robert Frank, de la Sorbona. Este necesară această istorie cu prezența românească, cu luminile, umbrele și mai ales descifrarea mecanismului unei instituții a Națiunilor Unite, care înseamnă foarte mult în formarea diplomaților, oamenilor care vor lucra sau conlucra cu UNESCO. UNESCO, am spus-o în mai multe rânduri și voi sublinia și în capitolul din memoriile mele referitoare la această lecție de diplomație, de viață, de contacte umane. Este o școală multilaterală extraordinară care te învață azi să te întâlnești cu lumea din Africa, apoi din America Latină, din Asia, să le cunoști trăsăturile, să le înveți. De aceea eu am pledat și pledez și astăzi în fața domniilor voastre pentru stabilitate și continuitate. Schimbările dese nu pot aduce succesul necesar și mai ales impunerea unor proiecte la care România poate aduce în continuare, după ani și ani de zile, o contribuție la progresul umanității. Firește, în calitatea care o am în prezent de director științific al Fundației, am ascultat și sunt convins că sunt mult mai multe alte studii în care figura patronului diplomației române, Nicolae Titulescu, legăturile sale ale unui intelectual de marcă, membru al Academiei Române, le-a avut cu lumea de litere, științifică, cu oamenii care contribuiau la progresul omenirii într-o vreme tulbure, cea interbelică. Aș aminti, înainte de a veni cu câteva mărturii, nu e o conferință sau un text științific, pentru că așa a fost destinul să mă aflu în momentul în care eram în Consiliul Executiv și lucram la Convenția pentru salvgardarea patrimoniului imaterial. A fost o muncă extraordinară alături de oameni din toate cele 6 grupări ale UNESCO, menite să dea un text legislativ coerent, care să stimuleze și în același timp să îndemne la cunoaștere și la promovarea valorilor într-o dimensiune care tot UNESCO avea să promoveze. Cazie. UNESCO este ca un iceberg. Partea culturală propriu-zisă este partea vizibilă. Am trăit momente deosebite și simplu apel la istoria acestui distins intelectual și român care a fost Sorin Dumitrescu arată fațeta cealaltă, mult mai profundă și cu implicații până în zilele noastre extrem de dure. Am asistat la revenirea Statelor Unite în Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. În momentul în care se producea o invazie militară într-o parte alta a lumii și care a stârnit în această mare diversă care este UNESCO reacții la fel de diverse. La ora actuală nu e vorba numai de o contribuție financiară substanțială,
ci e vorba de lipsa unui dialog real între statele partenere în construcția unui viitor de încredere pe această terra noastră. Este poate lecția principală. Revin la convenția amintită, care a fost aprobată la 17 octombrie, puțin înainte de Sfântul Dumitru. Eu făceam pregătiri și pentru acest moment, ce să facem, suntem creștini și Sfântul acesta, apărător al creștinătății și al sud-estului Europei, într-o vreme de restrice, îmi lasă mie ca istoric de data aceasta totdeauna nostalgii și amintiri deosebite. Spuneam, am colaborat cu o personalitate care a îndrăgit România, deși aparținea unei alte culturi, unei alte lumi. Domnul ministru Benjaoui al Algeriei, care a fost o vreme și președinte al Consiliului Constituțional, în care caritate a venit în România în acea perioadă, a fost pentru mine ca un învățător care îți pune în mână, eu nu sunt jurist, îți pune în mână instrumentele și îți arată ce trebuie să faci. Și a insistat ca România să fie prezentă, să-și aducă mai mult decât o simplă participare, o contribuție. Și din amintirile care le am din partea domniei sale, în momentul în care plecam spre casă la începutul anului 2008, această scrisoare e și până astăzi un îndemn. De altfel, comunicarea între oameni, comunicarea, indiferent de funcția diplomatică pe care o ai, o deții la un moment dat. Pentru că eu am fost și delegat permanent adjunct, am fost în câteva rânduri însărcinat cu afaceri, 2-6 luni, mi-a dat posibilitatea să cunosc acel interior al oamenilor cu care trebuia să cooperez. Iar în cadrul grupului care participam și lucram pentru acest lucru, am întâlnit tineri, dar și oameni de mare experiență, care m-au învățat cum să lucrez. UNESCO a fost pentru mine, repet, o școală fantastică. Am aflat că trebuie să merg la surse. Eram istoric, fără surse, și avem arhivele diplomatice, unele din cele mai valoroase din centrul și estul Europei, nu numai din sud-estul Europei. De altfel, am făcusem înaintea plecării la UNESCO prima conferință internațională a arhivelor diplomatice din sud-estul Europei, tocmai în acea idee de a trezi, de a stimula interesul pentru salvgardarea acestor arhive, așa cum am căutat să contribui la salvgardarea patrimoniului imaterial al nostru. Când venisem, dosarul Călușu era practic respins. Am avut răbdare și cu sprijinul domnului și prietenului, acum pot să spun, Alexandru Mironov, dar și altor oameni locali din Oltenia, am reușit într-un an să refac tot dosarul și să ajung ca patrimoniul imaterial să includă în 2005 Călușul. Mai mult, Dumnezeu să-l odihnească, Vizi Ghincea, un animator cultural extraordinar, tot oltean, a venit cu o grupă autentică și în fața directorului general Koichiro Matsuro, un japonez foarte puțin volubil, în momentul când ai noștri români au dat avânt expresia acestea, care nu e un simplu dans, e o filozofie a vieții, în care poate aceste elemente de continuitate milenară a unei filozofii, unde îndreptări către natură, către sufletul uman cu o bucurie extraordinară, s-a ridicat în picioare, erau peste 2000 de oameni prezenți în sală și a început să bată din palme. A fost, am zis, o mulțumire adusă României. Mă bucur că ulterior, prin grijă și prin cooperarea, în pofida, cum să zic, tulburărilor care s-au produs în activitatea comisiei și dumneavoastră le știți mai bine. Eu am păstrat legătura, dar am zis, nu insist asupra acestor
meandre, ci insist asupra continuității, care înseamnă a pune în valoare pe oamenii noștri, cu valorile care le avem. Fac o paranteză aici, pentru că ați vorbit așa de frumos de oameni. Când am venit, primul lucru, o columbiancă vine și îmi vorbește de Dan Hăulică. Iar o colegă de aici, ceva mai matură, îmi spune: ei, domnul Preda, domnul ministru Valentin Lipati vă spune ceva. Studiasem, înainte de a pleca la UNESCO, arhiva, care este extraordinară și mă bucur că distinsa și draga mea colegă Monica Joiță face o operă, o operă, nu o simplă lucrare arhivistică, și tinerii mei colegi se vor, cum să zic, hrăni din acest izvor, din această experiență, din înțelepciunea oamenilor care au construit UNESCO și care trebuie în continuare susținută. Valentin Lipati, când vorbea, noi lăsam alte treburi și veneam să-l ascultăm. Și mi-am adus aminte de ceea ce un mare diplomat elen spunea, și anume, când vorbea Titulescu la Societatea Națiunilor, lăsam totul deoparte, pentru că vorbea într-o franceză așa de frumoasă, încât mi-aș închipui cum este să ascultat în limba lui proprie, dacă în limba franceză, care nu era a lui proprie, o vorbea cu atâta intonație și cu atâtea înțelesuri. Iată de ce e nevoie ca la UNESCO să fie mereu prezenți oameni în care cultura și educația să constituie baza prezenței, indiferent că sunt mai mari ca vârstă sau sunt mai tineri, pentru că e o școală, o școală în care și noi, cei care am încărunțit sau am pierdut pe cărările vieții o parte din ceea ce ne dăduse natura, am folosit-o spre construcția noastră și a personalității noastre. Am participat și la prima sesiune privind patrimoniul, invitat de același Benjaoui, un ministru formidabil, un car de înțelepciune, și de mai ales când cineva se adresează ție pentru că ești român, nu ca reprezentant al României, aduce un spor de voință de a te concentra și a face mai bine. A fost în noiembrie 2006 la Alger. Starea în țara respectivă nu era grozavă. Ne-a luat o mașină direct de la aeroport, ne-a dus la hotel cu pază mare, dar în interior am putut să discutăm lucrurile concrete care priveau un viitor de prezervare și mai ales de promovare acestei diversități a creației umane, în care cred că și România își are locul ei și trebuie în continuare susținută de autoritățile noastre. Nu insist asupra acestor fenomene în care, vedeți, icebergul, care înseamnă cultura, uită câteodată la noi în țară că UNESCO este o organizație, pentru că sunt statele partenere, guvernele, substratul politic. Politicul trebuie să-și dea seama că dimensiunea culturală în lumea asta globalizantă, mondializată, cum vreți să-i ziceți, are un rol mult mai mare, iar identitatea națională în diversitatea culturală trebuie să constituie în continuare elementul liant și în același timp de comunicare. Voi încheia cu o mică altă amintire, și anume Goodwill Ambassador sau Ambasador de Bon Volonté. Uităm multe ori aceste asocieri care sunt în cadrul UNESCO. Pentru ce au fost făcute? Au fost făcute tocmai ca oamenii să se întâlnească și să se cunoască și să recunoască valorile culturale. Am avut pe Constantin Marin sau Marin Constantin
părintele fondator, care i s-a dat o cinstire, iar prezența Madrigalului pe scena UNESCO a însemnat o poartă deschisă către lumea pe care Madrigalul o reprezenta. De la vocile superbe, la armonia vocilor, am avut un secretar, un președinte al conferinței generale chinez, care mereu ne îndemna, nu uitați de armonie. Eu cred că diversitatea opiniilor, problemelor ridicate de la această asociație în care colegul meu, Iacob, a amintit și în care am activat ca voluntar, până la cele privind prezența oamenilor noștri, este extrem, extrem de importantă. A reaminti înseamnă a învăța și în același timp a stimula necesitatea de a pătrunde mai adânc în sensul faptelor și evenimentelor în viața oamenilor. Pentru că UNESCO nu e așa ceva material. Sunt oamenii pe care trebuie să-i iubim, pe care trebuie să-i înțelegem, să-i ascultăm. De-aia spuneam, eu o școală. Nu ne repezim că am eu părere mai mare, mai largă sau mai bună. Nu. Vedem cum gândește și UNESCO, repet, e o școală extraordinară. De aceea îndemn la creație, îndemn la scrierea acestei istorii și îndemn nu numai pe cei care ne ascultă, doamna Șerban, îi care îi voi face o vizită în curând, pentru că îndemn la susținerea acestei organizații minunate, a Comisiei Naționale a României. Numai așa vom putea merge mai departe, străbătând și iernile pandemice care provoacă mult mai multe alte lucruri, pentru că partea științifică, am întâlnit și cu asta închei, am întâlnit de la medici extraordinari, de la hidrologi care aminteau și de tatăl Ancăi, la muzicieni de stradă din Argentina, care veneau cu tangoul în preziua alegerilor, încercând ca prin muzică acest liant universal să câștige voturi. Pentru ce? Pentru promovarea identității culturilor din fiecare regiune a lumii. Sunt convins că și expoziția pe care arhivele diplomatice în colaborare cu UNESCO sau UNESCO în colaborare și bineînțeles cu colega și prietena mea, doamna ambasador Simona Miculescu, vor da strălucire numelui nostru de român. Suntem o prezență în care la acest sediu al delegațiilor permanente, cred că este la etajul întâi, dacă nu greșesc, Anca mă corectează, dacă greșesc, în care am fost vicepreședinte timp de 3 ani, înseamnă un loc în care se schimbă gânduri, impresii, se leagă prietenii, pentru că UNESCO asta înseamnă. Legătura între oameni și promovarea unor valori care să dea durabilitate vieții pe pământ. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, mă grăbesc ca să vă mulțumesc repede de tot, să nu deschidă Codrin Tăuț microfonul înaintea mea. Vă sunt recunoscătoare pentru această confesiune care merge dincolo de o comunicare științifică, pentru că nu acesta a fost rostul întâlnirii noastre, pentru că ați dat această dimensiune umană acestei organizații care, așa cum subliniați, nu este făcută din proceduri și protocoale, deși excelează în birocrație câteodată, dar ea este capabilă să construiască tocmai pentru că se ocupă de educație, de cultură și de știință. Trebuie să vă mărturisesc că așa a fost să fie destinul. Mi s-a întâmplat și mie să lucrez pentru UNESCO și mai știu câte ceva de pe ce se întâmpla pe coridoarele. Se întâmpla pe acele coridoare, am avut și ocazia să fac o evaluare. Concluzia unică pe care o am este că fără de acest soft diplomacy, viața și pământul nostru nu are cum să își continue existența, pentru că nu este suficient să facem știință de dragul științei. Acum îmi amintesc, spre exemplu, la ceremonia de acordare a premiului Nobel pentru pace lui Elba Radei,
Discuția era exact dat fiind faptul că era energia atomică subiectul în jurul căruia se construise premiul Nobel pentru pace. Era vorba în fapt despre premiul Nobel pentru pace, despre UNESCO și ce poate face știința împotriva oamenilor atunci când oamenii nu au capacitatea și discernământul de a putea să-și folosească propriile achiziții de cunoaștere și de punere în aplicare. Dumneavoastră vorbiți despre, și noi astăzi vorbim despre un secol de UNESCO. Mă bucur din tot sufletul că ați adus aminte de ambasadorii Bon Volonteului, de distinsul Marin Constantin, pentru că recent am avut șansa, privilegiul, aflându-mă acum pentru o vreme pe acest scaun, să oferim concertul pe care Madriganul l-a susținut pe 27 iulie, când am marcat anul acesta 65 de la aderare, să-l oferim cu titlu de gratuitate tuturor comisiilor naționale UNESCO din 199 de comisii pentru a aduce aminte că iată există o valoare, există un ambasador și în egală măsură să spun că în mesajul adresat de directoarea generală a UNESCO dumneaei a făcut referire în fapt la ce reprezintă, nu, identitatea culturală ce reprezintă Marin Constantin Madrigalul și fiind o invitație către adăugarea și al altor nume pe această listă a ambasadorilor de bon volonté. Ar fi foarte important, cred, și îmi permit să vă adresez tuturor invitația ca într-un format, nu știu dacă asemănător, pentru că mi-e greu să imaginez ce va aduce pandemia în viața noastră, dar să continuăm această conversație și pe tema ce va fi UNESCO mâine. Ce putem face prin Comisia Națională, deocamdată mă refer doar la noi, cum putem contribui pentru a menține în atenția noastră aceste domenii ale cunoașterii și în fapt această dimensiune a devenirii noastre umane în aceste zile în care revoluțiile industriale și toată partea de digitalizare, de inteligență artificială ocupă poate prea mult din agenda dezbaterilor pe care le purtăm, poate partea aceasta umanistă pe care UNESCO este capabil să o aducă mai pregnant în viața noastră nu este suficient prezentă și în acest sens probabil că aici este invitația pe care o adresez, putem să facem mult mai mult. Trebuie să vă împărtășesc că de multe zile îmi ocup timpul cu o conversație instituțională cu Parlamentul României pentru a reuși să respingem o inițiativă legislativă care și-a propus modificarea Constituției UNESCO prin trecerea Comisiei Naționale a României sub Parlament. Dar aceasta am adăugat-o doar într-o paranteză, ca să vă spun că energiile se canalizează nu întotdeauna înspre partea de construcție sau poate intențiile bune pavează și căile iadului. Cert este că vă sunt recunoscătoare, domnule ministru Preda, tuturor celor care ați vorbit până acum și iertați-mă că am făcut o intervenție atât de lungă, dar cred că era momentul să restitui la rând din ceva din prezentul UNESCO, dacă tot am ajuns până la vârsta de 65 de ani a UNESCO-ului în România. Ascult cu respect în continuare intervențiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, salut cu drag pe toți cei prezenți și aprob, dacă îmi dați voie, să continuați în sensul voinței de a construi spre binele României. Toate cele bune vă doresc. Vă mulțumim foarte mult. Continuăm periplul nostru cu intervenția domnului profesor universitar Mihai Șandru, cercetător științific principal la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, care ne va vorbi despre ultima convenție în materie de cultură semnată de România în anul 2006. Convenția este din 2005. România a fost printre primele state semnatare ale acestei convenții. Este vorba despre convenția privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale. Domnule profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. În primul rând că aș fi fost foarte greu să vorbesc imediat după domnul ambasador Dumitru Preda și mulțumesc că doamnei
secretar general Madeleine Șerban, care a făcut o trecere până la urmă și spre o lucrare științifică. Ea nu a fost făcută doar știință pentru știință, dar e adevărat, este aproape de criptată. E un document criptat față de frumusețea expunerilor de până acum. Așadar, pentru a avea un alt ton și pentru că lucrarea va fi publicată, va fi disponibilă pe academia.edu și pe alte astfel de rețele științifice, voi face o prezentare oarecum din perspectivă juridică și a relațiilor internaționale cu privire la această convenție, o convenție care, într-adevăr, a fost semnată de România la început, imediat după ce a fost adoptată, a fost primul stat european care a ratificat această convenție și într-un context în care România era aproape de integrarea europeană, încă o dată, convenția pentru diversitatea sau privind diversitatea culturală, mai pe scurt, care în denumirea oficială este pentru protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, a fost o idee, după cum știți prea bine, o idee franceză și canadiană. Canada și Franța au, de altfel, au impulsionat nu doar redactarea și elaborarea, dar și mai apoi, să zicem, funcționarea acestei convenții. Și aș spune că România a făcut parte din acest mecanism de impulsionare a semnării convenției prin faptul că imediat după aceea a încheiat un acord cu Franța, un acord bilateral cu Franța și, bineînțeles, participă într-un cadru mai larg la ceea ce numim dreptul Uniunii Europene, ceea ce poate fi acquis Uniunii Europene, inclusiv convențiile internaționale semnate de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, de altfel, este parte alături de celelalte 150 de state la această convenție. Aș mai adăuga că faptul că în România această convenție a fost tratată, a fost discutată de juriști, există Laura Crăciuneanu a scris o monografie cu privire la drepturile culturale în dreptul internațional și mai multe articole inclusiv sau dedicate expres acestei convenții UNESCO. Și aș mai adăuga și faptul că această convenție a avut un rol important într-o altă organizație internațională în cadrul Consiliului Europei, care și-a fundamentat o convenție proprie privind coproducția cinematografică pe această convenție privind diversitatea culturală. La început, când mi s-a propus acest subiect, domnul profesor Mircea Duțu mi-a propus să discut despre această convenție, am căutat prima dată să văd dacă există litigii. A orice jurist, finalitatea până la urmă este aceea a litigiilor și n-am găsit nimic în România, nici măcar o invocare, nici măcar, nu știu, ceva avocați care să fie invocat convenția. Dar apoi am găsit o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene care se referă tot la televiziune, la o directivă a Uniunii Europene, directiva Televiziune fără frontiere, și care este interpretată, care directiva este interpretată având ca argumente convenția UNESCO în mai multe paragrafe, deci nu este doar o trimitere, nu este doar o invocare, ci este chiar o interpretare a convenției UNESCO privind diversitatea culturală, ceea ce justifică un interes în cadrul Uniunii Europene. De altfel, Uniunea Europeană a fost interesată, foarte interesată de această convenție internațională și a promovat-o foarte mult, pentru că e drept, există globalizare, dar în același timp, din punct de vedere juridic, există o fărămițare. În această globalizare există o fărămițare a
normatorilor, a celor care vor să reglementeze. Și această convenție a UNESCO privind diversitatea culturală se suprapune într-un fel, în orice caz vine într-o coliziune cu reglementarea Organizației Mondiale a Comerțului. Și aici au fost, timpul a trecut și s-au scris multe cărți, articole, o bibliografie destul de mare, cu privire la autonomia chiar a acestei convenții față de normele OMC, pentru că dincolo de cultură, știți bine, sunt banii, banii pentru cultură, e vorba de sume relativ mari, miliarde de dolari care sunt, sau procente din mari, 6% din ceea ce se din economia globală este dedicat culturii. Așadar, dincolo de cultură, este economia, există acest economia și comerțul. Și atunci au fost dispute referitoare la, cum spuneam, autonomia, independența, interpretarea celor două convenții internaționale. E bine, dincolo de aceste opinii, convenția UNESCO își păstrează independența în funcționalitatea sa, chiar dacă există unele neajunsuri, unele dintre ele determinate de necesitatea de a avea o aprobare cât mai largă din partea statelor, din partea statelor membre, din partea statelor pentru a deveni state membre. Și atunci există oarecum această disponibilitate a convenției, o lipsă de constrângere pentru state, însă ea este importantă pentru dezvoltarea politicilor din statele membre. Și, cum spuneam mai devreme, mulțumesc pentru trecerea făcută doamnei secretar general, doamnei Madeleine Șerban, care a evidențiat faptul că, iată, este necesar un dialog cultural, un dialog care să țină cont, și m-am gândit imediat la această convenție a diversității culturale, care poate fi o umbrelă pentru acest tip de dialog. În fine, aș spune că această convenție intră în alte clivaje cu dreptul, clivaje sau acoperă sau este îmbunătățită, diversitatea aceasta culturală este îmbunătățită de drepturi fundamentale, să spunem, strategice, cum ar fi libertatea de exprimare și alte drepturi, dreptul la demnitate, pentru că și în acest context aș spune că modele contemporane, cancel culture și alte tipuri de dărâmări de statui, reevaluări de filme și alte din acestea, nu au nicio legătură cu diversitatea culturală, ci mai degrabă cu o amuțire culturală, cu o modă, pur și simplu, care probabil va trece, dar care în acest moment are unele efecte. În concluzie, aș spune că această convenție internațională, Convenția UNESCO pentru protecția și promovarea diversităților expresiilor culturale, are o importanță poate mai puțin evidențiată în cadrul instanțelor judecătorești, însă din perspectiva politicilor și instrumentelor de realizare a studiilor de impact legislative sau guvernamentale, este esențială pentru colaborarea între state și chiar înțelegerea între oameni. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și eu, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră. Desigur, nu puteam să discutăm la modul serios despre relațiile României cu UNESCO fără să amintim și de una dintre dimensiunile foarte importante
ale acestei relații care privește societatea civilă. De aceea o voi invita pe doamna Mihaela Varga, vicepreședinte, secretar general, îmi cer scuze, al Federației Române Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO, să ne prezinte raporturile care au existat atât în plan global cât și în România între UNESCO și societatea civilă. Doamna Varga, ne auziți? Oare? Se pare că deocamdată nu. Acum da, nu? Mă auziți? Vă auzim perfect, vă rog. Vă mulțumesc pentru invitație. Este un bun prilej pentru mine de a aminti, așa cum a spus și dumneavoastră, relațiile dintre UNESCO în general cu societatea civilă și, desigur, câteva cuvinte și despre relațiile noastre. Voi citi un material ca să mă încadrez în cele 10 minute. Ceea ce nu obișnuiesc de obicei, dar dacă vorbesc liber, mă lungesc prea mult. În 1947 au apărut în Japonia primele cluburi UNESCO într-un context special. Statul japonez nu a putut adera la UNESCO, creat în 1946, din cauza statutului său de învins după cel de-al doilea război mondial. A aderat 6 ani mai târziu, în 1952, cu 5 ani înainte de a deveni membru și al ONU. Apariția acestor cluburi, expresia faptului că societatea civilă japoneză dorea ca țara să se înscrie pe un drum al integrării internaționale, a fost urmată în curând de apariția unor cluburi UNESCO în Franța, Liban, Olanda, Statele Unite ale Americii. Franța era membră fondatare a UNESCO și ca atare avea o comisie națională pentru UNESCO. Cu toate acestea, cluburile se multiplică, așa că în 1956 este creată Federația Franceză a Cluburilor UNESCO, președintele ei fiind chiar secretarul general al Comisiei Naționale a Franței pentru UNESCO, fost luptător în rezistența franceză, lui François, o figură importantă a istoriei contemporane franceze. Acesta a stimulat în continuare formarea de cluburi UNESCO pe teritoriul Franței. În 1981, Federația franceză devine, alături de cea japoneză, membră fondatoare a Federației Mondiale a Asociațiilor, Cluburilor și Centrelor UNESCO, fiind în total 70 de țări fondatoare, fie prin federații naționale, fie prin simple organizații UNESCO în țările în care nu existau federații naționale. Primul președinte al Federației Mondiale a fost un japonez. Deși România a aderat la UNESCO în 1956, cluburi și asociații UNESCO nu au apărut în România decât după 1990, fiind sprijinite ca și în Franța și alte țări de Comisia Națională a României pentru UNESCO, de primul secretar general al Comisiei după Revoluție, Mircea Efrim, consiliat între alții de Daniela Popescu, expert al Comisiei, ambii membri fondatori ai Clubului România UNESCO, fondat în 1994, prima organizație non-guvernamentală purtând în denumire numele de UNESCO. În 1999 a fost înregistrată juridic Federația Română a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, decizie care a fost grăbită de aflarea intențiilor de a se crea o federație europeană. În același an, Federația Română a devenit și membra Federației Mondiale. Federația Europeană s-a și creat în 2001 la Bușteni, cu 16 membri europeni, în prezența secretarului general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO de atunci, domnul Alexandru Mironov. Actuala președintă a Federației Europene este Daniela Popescu,
urmând unui președinte cipriot, apoi francez și o președintă italiană. Astfel, noi, organizațiile non-guvernamentale, care urmărim fiecare prin domeniul de activitate ales idealurile înscrise în statutul UNESCO, sărbătorim în acest an nu numai 65 de ani de la aderarea României la UNESCO, ci și 40 de ani de la crearea Federației Mondiale a Cluburilor UNESCO și 20 de ani de la crearea Federației Europene. Ca observator coparticipant la mișcarea non-guvernamentală UNESCO în ultimii 27 de ani, am ajuns la câteva concluzii. Fără sprijinul comisiilor naționale, ONG-urile UNESCO nu se multiplică și nu se dezvoltă. De exemplu, Federația Poloneză, care avea 16 membri în 1998, 3 ani mai târziu nu mai exista. Federația Croată, care a participat la Congresul Mondial din 2006 de la Atena, ulterior a dispărut cu totul. Federația din Belarus este mult mai puternică decât cea din Rusia, datorită sprijinului oferit de comisie. Federații puternice, ca cea italiană sau franceză, ne-au invidiat de-a lungul anilor pentru bunele relații cu Comisia Națională. Și în acest sens, de curând, în cadrul unei întâlniri pe regiunea Europa, America de Nord a primit felicitări Comisia Națională pentru aceste relații. Fără sprijinul UNESCO Paris și Federația Mondială tinde să decadă. Astfel, perioada 1981 și până prin anul 2000, când UNESCO a sprijinit Federația Mondială, a fost mai bună pentru dezvoltarea mișcării UNESCO din lume decât ultimele două decenii. Secretarul general UNESCO, care participa la congresele mondiale, ca Federico Maior la congresul de la Ekaterinburg din 1999, a fost înlocuit de un simplu funcționar UNESCO care a citit un mesaj al unui director de departament ca la Congresul de la Beijing din 2015, ultimul congres care s-a ținut, deși până la acea dată s-au ținut din 4 în 4 ani, ca și congresele Federației Europene de altfel. De când UNESCO Paris a avut dreptul de a-și finanța acțiunile prin sponsorizări, sponsorii au devenit mai importanți decât organizațiile de la firul ierbii, care duc principiile UNESCO adesea în țări și comunități mai puțin importante. O a treia concluzie, observație, organizațiile noastre, fiind aproape toate bazate exclusiv pe voluntariat, tind să îmbătrânească odată cu membrilor fondatori. Acest lucru s-a întâmplat nu numai la noi, ci și în Germania, Portugalia, Grecia. De exemplu, prin dispariția profesorului de geografie Nicu Lazăr, președintele fondator al Asociației Călțuni din Curtea de Argeș, cu o activitate de aproape 3 decenii destinată tinerilor din acest frumos oraș, pentru care organiza inclusiv tabere internaționale, personal îmi este teamă că asociația va dispărea cu totul. Unul din beneficiile pe care le-au avut membrii organizațiilor noastre în municipii ca Suceava, Brlad sau Slopozia a fost acela de a dezvolta relații, în general ale tinerilor, cu cluburi și asociații UNESCO din alte țări. Relații privilegiate au fost cele cu federațiile din Franța, Italia, Grecia, Cipru, Belarus și China. Și o ultimă observație, activitatea organizațiilor din alte orașe o consider mai importantă decât a celor din capitală, unde concurăm cu alte organizații non-guvernamentale mult mai puternice din toate punctele de vedere. De exemplu, Centrul UNESCO Ionel Perlea, ca organizație non-guvernamentală,
non-guvernamentală nu avea vreo concurență în Slobozia, organizând între altele și un concurs internațional de lead pentru tineri interpreți, concurs patronat de Mariana Nicolescu. Astăzi, ca urmare a unor decizii luate de UNESCO Paris, organizația, tot atât de activă ca și în trecut, nu mai poate purta decât numele de Centru Cultural Ionel Perlea. Nu, după cum se știe, nu mai avem dreptul de a pomeni UNESCO în numele organizațiilor noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, distinsă doamnă Mihaela Varga, pentru intervenția dumneavoastră. Trebuie să fac niște declarații absolut, să spun așa, oficiale. În primul rând, trebuie să spun că nu cred că UNESCO și-ar putea duce misiunea până la capăt dacă nu ar beneficia de o colaborare atât de importantă pe care eu personal o apreciez cu o societate civilă. Pentru că democratizarea educației, științei și a culturii nu se poate face decât prin democrații și democrațiile se bazează pe organizațiile neguvernamentale, se bazează pe cluburi, pe asociații, dincolo de tot ceea ce înseamnă, evident, fără drept de tăgadă, contribuția pe care o aduc structurile din sistemul formal al educației, am în vedere aici școlile asociate, respectiv catedrele UNESCO, sau în ceea ce privește celelalte structuri, de exemplu, instituțiile de categoria a doua, cum este cazul organizației CIFRA. Este foarte important să spun așa, să avem în vedere care sunt cerințele pe care statele membre în UNESCO le formulează. Nu sunt de acord cu ele, dar nu m-a întrebat nimeni mie dacă sunt eu de acord sau nu și până la urmă ce importanță are. Decizia care a fost luată în 2017 și reiterată în 2019 de utilizare la anumite condiții a titulaturii UNESCO, nu de interzicerea utilizării titulaturii UNESCO, suntem nevoiți să o punem și noi în aplicare. De altfel, am avut ieri un tur de forță cu toate asociațiile și cluburile cărora le-am adresat la începutul lunii septembrie rugămintea de a vedea cum răspundem unei solicitări a UNESCO-ului Paris. Și trebuie să vă mărturisesc cu foarte mare bucurie că toate și-au declarat interesul să continuăm, să stăm împreună, să decidem cu privire la condițiile de acreditare pe care UNESCO-ul ni le cere să le punem în aplicare, în felul nostru, specific, vreau să spun, sistemului nostru juridic și administrativ și toate celelalte dimensiuni pe care trebuie să le avem în vedere. Am exclus din lista cluburilor și asociațiilor doar instituțiile publice pe care nu le mai putem declara că sunt membre ale societății civile. Deci vestea bună, ca să spunem, a mesajului care astăzi a plecat către Paris, că așa a fost să fie termenul, să coincidă cu această aniversare, după o discuție pe care am avut-o cu toate organizațiile societății civile, este, deci vestea bună este că toate își doresc să continue și desigur că singurul amendament pe care l-am comunicat în adresă este că nu vom putea pune în aplicare în noiembrie cerințele pentru că multe dintre organizații au contracte și nu le pot întrerupe în mijlocul anului financiar pentru că ar putea să aibă alte discuții. Ne-am dorit foarte mult însă să facem o revitalizare a activităților și să încercăm să facem pentru anul viitor o întâlnire din nou cu toate aceste, să spunem, perle pe care le avem ale societății civile, ca să ne asigurăm că poate aducem și alte ONG-uri, alte cluburi, alte asociații și în egală măsură noi punem la dispoziție un, să spun așa, o asistență juridică pentru a se vedea fiecare încotro va merge. Exprim condoleanțe și cu această ocazie pentru dispariția domnului Lazar. Mărturisesc că am avea mare nevoie de ajutorul dumneavoastră să găsim alți membri ai organizației. Este singura organizație cu care, din păcate, nu am reușit să intrăm în contact. Singurul număr de telefon pe care îl avem aici
este de la instituția care găzduia. Nu pot să merg mai departe fără să-i mulțumesc în absență Danielei Popescu pentru toată efervescența care a creat-o în jurul cluburilor și asociațiilor, nu numai pentru că a sprijinit înființarea, ci pentru că întotdeauna a avut grijă ca prezența românească să fie și într-o federație europeană și în activitățile internaționale. În fapt, la recenta acțiune pe care noi am avut-o în 23 și 24 septembrie, am avut bucuria să găzduim afișul evenimentului pe care Federația Europeană îl va organiza împreună cu Federația Asiatică referitor la dezvoltarea durabilă și desigur că nu putem să nu amintim între toate discuțiile pe care le purtăm astăzi contribuția esențială, fundamentală pe care UNESCO-ul o are la această împlinire a noastră în existența unui viitor fără de care, pe care nu se poate realiza decât prin dezvoltarea durabilă. Cred că într-un spațiu cum este al nostru, al societății din România, unde democrația încă își mai trăiește anii de maturizare, a colabora cu cluburi și asociații este fundamental și vă cerem sprijinul, aveți în noi un partener la care nu aveți decât recunoștință și oricând încercăm să colaborăm. Din fericire sau nefericire vom continua cu toții să avem nevoie de sponsori atâta timp cât alocările financiare date Comisiei Naționale a României și activităților pe care fiecare le facem sunt într-adevăr insuficiente, dacă nu chiar ridicol de insuficiente, pentru a pune în evidență aceste domenii care întotdeauna au fost considerate a fi niște cheltuieli pe care nu le poate susține un buget public, ceea ce la un moment dat demonstrează și, să spunem așa, micimea cu care privim aceste domenii care sunt educația, știința și cultura. Trebuie să mărturisesc însă că pentru anul 2022 promisiunile sunt bune, nu sunt naivă, vă rog să nu mă considerați a fi naivă, dar încercăm în totalitate să pledăm cauza Comisiei Naționale a României pentru UNESCO într-o activitate de om la om și contăm pe dumneavoastră, pe absolut toți cei care sunteți entități pentru UNESCO, asta ne spune UNESCO, suntem Comisia Națională a României pentru UNESCO, vor fi cluburi pentru UNESCO, asociații pentru UNESCO, școli pentru UNESCO, catedre pentru UNESCO, toți suntem în aceeași familie, dar după cum dumneavoastră știți, unii abuzează termenul UNESCO, nu sunt pe lista pe care noi am comunicat-o Parisului și după această comunicare vom interveni pe lângă Ministerul Justiției ca să ne protejăm firma, brandul, pentru că altfel riscăm să aruncăm în derizoriu toate aceste eforturi, care nu sunt, așa cum spuneam, nu sunt simple, sunt domenii greu de angajat din cauza complexității pe care o reprezintă, dar fără de care nu cred că se poate discuta despre un viitor. Și cât este de importantă educația pentru tot ceea ce înseamnă devenirea noastră, dacă tot facem evocări de personalități, cu îngăduința doamnei Monica Joița, nu pot să nu arăt și cu această ocazie un manuscris pe care îl am oferit de mama dânsei. Sunt evocări astăzi care nu putem să nu le spunem. Distinsa doamnă profesor dr. Elena Joița, în 1994, ne învăța pe învățăceii de atunci că nu puteți face management școlar dacă nu vă referiți la activitățile extracurriculare care înseamnă educație, cultură și știință. Sperăm din tot sufletul ca împreună să rămânem în această țesătură care ne implică și instituțional și personal și să avem capacitatea de a exista până la urmă, de a fi, pentru că asta este dimensiunea pe care o avem. Deci vă asigur, doamnă Mihaela Varga, distinsă doamnă Mihaela Varga, că nu aveți nicio șansă să rămâneți fără de UNESCO, iar activitățile continuă mai mult ca oricât. Mulțumesc!
Aș dori doar să aduc o informație pe care poate că nu o cunoașteți. La Muzeul Memorial George Oprescu se află un bust al acestuia, care este cadoul Comisiei Internaționale de Cooperare Culturale către directorul ei, care era chiar George Oprescu. Și având în vedere că, în general, expozițiile de documente ale arhivei foarte valoroase a Ministerului de Externe sunt pe parte științifică legată în general numai de fotografii și fotografii de documente și fotografii de epocă. Cred că includerea printre fotografii, că altfel e mai greu, și acestui bust cu inscripția de epocă în limba franceză ar putea fi pentru dânsi și utilă. Deci se află, acest bust se află la Muzeul George Oprescu, de lângă Piața Operei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, doamnă Varga. Domnule Mircea Duțu, suntem la capătul reuniunii noastre. Am epuizat lista vorbitorilor. Putem trece către concluzii și dezbateri, dacă va mai exista energie după 4 ore aproape. Aș începe eu și cu dorința de a fi foarte scurt. Cred că a fost un cadru excelent. Am reușit să punem în discuție o serie de aspecte importante ale tematicii abordate din partea Institutului Academiei Române. Eu vă mulțumesc pentru concursul acordat. În același timp, aș vrea să fac o remarcă și un apel către tinerii cercetători. Am constatat în ultimul deceniu, dacă nu mai mult, o tendință în cercetarea instituțiilor și a politicilor de tot felul în vizând istoria României, o deplasare a centrului de interes poate prea masivă după, în perioada postbelică. Poate se explică acest lucru, istoria recentă a atras dintotdeauna pe cercetător și mai ales opinia publică, a prezentat mai mult interes pentru că se referă la fapte, oameni și întâmplări pe care unii dintre noi chiar le-am trăit sau oricum ne sunt mai apropiate. Aș vrea să nu uităm, și nu fac pro domo, perioada interbelică. Există un mare risc din multe perspective să rămână necercetate aspecte fundamentale ale acestei perioade unice, decisive, irepetabile și poate cea mai importantă din istoria națională. Este perioada care a urmat creierii României mari, cea mai efervescentă din punct de vedere cultural, cea care a dus la crearea unei culturi, științe și educații românești ca unele de sinteză, ca urmare a aportului venit din partea tuturor provinciilor reunite. Ori, prin pedeapsa istoriei, aceasta s-a sfârșit prin anii 1940, fără cercetări aprofundate a evoluțiilor înregistrate. A venit apoi perioada comunistă, care a pus sub obroc acest trecut foarte important al creației naționale, iar după 1990, în vâltoarea integrării în lumea occidentală, am uitat și din dorința de a ne lepăda de comunism, am ignorat această perioadă interbelică. Oare cum am resimțit astăzi o asemenea tendință? Să nu uităm că rămân necercetate și puse în valoare elemente importante, experiențe extraordinare, de pildă unificarea, de la unificarea instituțiilor, la unificarea legislativă, la unificarea culturală, la sinteza care a rezultat. De aceea, dacă Ministerul de Externe a luat această inițiativă, nu ignorați perioada, inclusiv în privința cooperării intelectuale, de începuturi din 1921. Contribuția lui Titulescu
a Elenei Văcărescu, a lui George Oprescu, a altora, a lui Nicolae Iorga, care a fost consultat și a participat în cadrul cooperației intelectuale, rămâne fără de preț și face parte din trecutul nostru. De aceea rugămintea ar fi să adunăm documentele care fără îndoială sunt mai ales în arhiva Ministerului de Externe, de acolo parveneau la Academia Română solicitările, mai ales via reprezentantei noastre Elena Văcărescu, solicitările, dar probabil că documentele oficiale, cele mai multe, se află la dispoziția dumneavoastră. Dacă faceți acest efort general de valorificare a tradițiilor, instituțiilor culturale și a cooperației intelectuale, să acordăm atenția cuvenită și acestei perioade. Altfel riscăm să rămână oarecum ignorată și e păcat. Încă o dată, repet, este vorba de perioada poate cea mai creatoare și oricum cea mai expresivă a culturii românești și științei și chiar a educației. Aceasta ar fi apelul meu. Au venit mulți, inclusiv francezii, dar când vin în România și doresc chiar teze de doctorat în cotutelă, atracția mare este ceea ce s-a întâmplat în perioada 47-89, mai puțin deschisă cercetărilor și foarte mai șocantă din perspectiva concluziilor. Noi avem însă interesul să valorificăm deopotrivă toate segmentele istoriei naționale și din perspective diferite, conexe, integratorii și în orice caz să nu uităm să anumite perioade și rolul pe care l-au avut în devenirea noastră cultural-științifică. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor Mircea Duțu, pentru acest apel care cheamă la o reechilibrare a cercetării istorice și către alte zone decât cele contemporane, să le spunem. Dacă mai sunt intervenții, întrebări, critici, doamna Monica Joița, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să cumva să-i răspund de domnului profesor. Au mers foarte repede panourile expoziției, pentru că altfel ați fi reținut, stimate domnule profesor, că înaintea reperului cronologic principal, care este evident aderarea României la UNESCO, noi am propus două repere, primul fiind cel pe care îl menționați, 1922, și tot ce înseamnă nu numai Comisia Internațională, dar și, cum foarte bine ați spus, contextul României mari. Iar al doilea reper, fără de care de asemenea nu putem trece la aderarea României la UNESCO, este aderarea României la ONU. Iar aceste prime două repere, Comisia plus ONU, sunt foarte bogat reprezentate în cei 60 de metri liniari, vă asigur. Dar ONU nu are nicio legătură cu Comisia. Comisia aparține Societății Națiunilor. Eu n-am găsit, nu se poate ca acea Comisie de Cooperațiune Intelectuală să nu fie avut un statut, să nu fie avut procese verbale ale ședințelor, să nu fie avut rapoarte transmise prin Ministerul de Externe la Geneva. Ori astea ne-ar trebui pentru cercetători să le vedem. Sunt deosebit de importante. Gândiți-vă numai personalitățile care l-au redactat, de la Vasile Pârvan până la Nicolae Titulescu. E păcat. Dacă le sunt, cu atât mai bine. Eu nu-i un reproș, este un îndemn. Da, și eu asta încercam să subliniez, că în propunerea noastră, primul reper al istoriei României la UNESCO este Comisia. Aceasta încercam să vă spun. Dar Comisia a fost, UNESCO a recunoscut precursoare Comisia, deci sunt două elemente separate. Nu, noi sunt în filiație. UNESCO nu este parte a cooperației intelectuale. Invers. Noi considerăm din punct de vedere politico-diplomatic că primul reper în această istorie a României la UNESCO este Comisia. Dar nu la UNESCO, că cum să fac comisia să fie referire la istorie la UNESCO? Precursor poate, pentru că UNESCO nu exista în 21. Aceasta încerc să vă explic.
Dar să avem termenii riguroși, că e cercetarea academică. Avem cooperare intelectuală cu două, că nici ONU nu este, nu face parte, nici societatea națională nu face parte din ONU, poate invers, ca tradiție decât. Am avut organizare a vieții internaționale, două segmente, inițiativa din 1919, Societatea Națiunilor cu Cooperația, apoi după cel de-al doilea război mondial, relansarea prin sistemul ONU și UNESCO. Celelalte sunt precursoare și se află în continuitate. Tocmai. O istorie trebuie să țină seama și de precursori. Deci ne menținem așa. În sensul ăsta de precursori. Exact ce a spus. Și apropo de Asociația de Studii Sud-Est Europene, în cadrul Academiei Române și o personalitate cu același nume cu mine, cu al meu, a fost Alexandru Dutu și institutul care există și astăzi de studii sud-est europene, care este institut care funcționează și are o activitate remarcabilă alături și poate în colaborare cu asociația respectivă. Să unificăm aceste structuri. Suntem prea puțini și eforturile sunt prea slabe pentru a ne ignora unul pe altul și a nu vedea, inclusiv sub cupola Comisiei Naționale, acest cadru de cooperare și de multiplicare și amplificare a eforturilor. Mulțumesc! Da, cu acest apel la federare a forțelor, întreb dacă mai sunt comentarii, intervenții. Poate o propunere către fiecare dintre dumneavoastră, atâția cât mai suntem la această oră, apropo de ideea de cooperare, ne-ar fi de mare folos dacă dumneavoastră identificați instituții care ar fi de dorit să fie invitate la următoarea reuniune pe care încercăm să o ducem de la un secol în urmă, la un secol înainte, cu care să încercăm să verificăm care ar fi, să spunem așa, reperele pe care le-am putea pune în discuția unui posibil plan de acțiuni modest al unei Comisii Naționale a României pentru UNESCO și invitând, bineînțeles, toate celelalte instituții cu care să putem colabora pentru a încerca să adăugăm și puțin viitor acestui prezent care este documentat de tot ceea ce dumneavoastră cu amabilitate ați evocat astăzi și în fapt avem în înscrisurile pe care fie le găsim în arhive, fie sunt publicate. Doamna secretar general, acum fac apel la cealaltă fațetă a mea, chiar dacă punem un fel pe umbră pe prima, ca profesor de drept al mediului și de ecologie. UNESCO a acordat o atenție deosebită protecției patrimoniului natural și cultural și din convenția aceea din 72 privind patrimoniul cultural și natural s-au dezvoltat o serie de inițiative. Am văzut în ultima perioadă, asta nu e să fie tratată ca atare, de pildă această dezvoltare a geoparcurilor. Și într-o intervenție la Radio București am fost șocat de faptul că unii din promotori habar n-aveau. Este un model UNESCO, dar este reglementat și în legislația românească, ordonanța privind ariile naturale protejate. Și mai mult decât atât, negau caracterul de arie naturală a geoparcului, spunând că e numai de dans și turism. Ca atare, eu cred că această perspectivă dezvoltată în cadrul UNESCO, a unirii și a abordării integrative cultural-natural, din perspectiva aspirațiilor României de a dezvolta această dimensiune, trebuie mai bine pusă în evidență. Inclusiv aceste eforturi care s-au făcut de elaborarea unui cod al patrimoniului cultural, de elaborarea unor politici integrate, dar această conexiune dintre patrimoniul natural și cultural să fie mai evidentă. Da, vă mulțumesc foarte mult. Acesta a fost și scopul evenimentului pe care l-am organizat în zilele de 23 și 24 septembrie. Această abordare integrată, chiar așa s-a numit evenimentul nostru, Educația fără frontiere pentru dezvoltare durabilă, fiind fără frontiere în decontainerizarea abordărilor, de a sinergiei instituțiilor intergenerațională, dincolo de sistemele formale, tocmai ca să facem acest apel.
O veste foarte bună pe care pot de asemenea să o adaug este că în 27 octombrie co-găzduim forumul aproape european al geoparcurilor împreună cu geoparcurile care ne-au mai rămas, pentru că într-altă ordine de idei știm foarte bine că cerințele inițiale cu care am intrat cu unele dintre rezervații în lista UNESCO se știa foarte bine că în retezat nu vom aduce niciodată comunități umane, dar am asumat riscul de la momentul intrării. Acum asumăm și consecințele delistării retezatului, dar știm că nu este, cel puțin acesta nu este imputabil oamenilor. Imputabil oamenilor sunt altele, ca de exemplu cele care țin mai degrabă de patrimoniul cultural, și încă mai putem face mult mai multe și pentru patrimoniul natural. Am vrut să profităm de dumneavoastră, dar am zis unul câte unul. Astăzi este despre acest eveniment, dar cu certitudine știm că mulți dintre noi suntem cu multe pălării și vi le luăm așa pe rând și vă invităm să ne ajutați. Cum de exemplu o voi ruga din tot sufletul pe doamna Mihaela Varga să mă ajute să pot intra în muzeul George Oprescu, pe care de ani de zile îi bat la ușă și nu reușesc să intru. Nu răspunde nimeni la acea ușă, dar am pus asta într-o paranteză. Vă voi consulta, distinsă doamnă, în particular, pentru că este un interes pe care l-am exprimat din mai multe perspective și sunt convinsă că până la urmă vom reuși o modalitate, cu atât mai mult că astăzi a devenit unul dintre eroii invocați și nu suficient, atât cât ar merita, acest prim român funcționar la Liga Națiunilor Unite, care a făcut cinste și nu l-am invocat numai pentru că Titulescu l-a recomandat, dar când te recomandă Titulescu, cred că este șapoba și nu pot să folosesc această expresie decât prin a vă mulțumi dumneavoastră, celor care ați făcut posibile aceste 4 ore, care mie mi s-au părut că au trecut foarte repede, ceea ce înseamnă că sunt lucruri pe care le-am învățat, vă sunt recunoscătoare. Și vă mulțumesc și pentru confesiunile și profesionale și personale, care în fapt nu fac decât să întregească viața noastră de zi cu zi, care merită a fi mai bună, pentru că, iată, putem să o facem mai bună. Vă mulțumesc deosebit de mult tuturor celor care sunteți încă aici, dar și celor care, din obligații, din diverse motive, între care și obligațiile profesionale, nu le-au mai permis să rămână cu noi până la sfârșitul întâlnirii. Ne bazăm pe reprezentanții instituționali care vor transmite mulțumirile ca atare și, cu permisiunea dumneavoastră, adaug din nou mulțumiri lui Codrin Tăut, care este dincolo de a fi un salariat, este un om care este dedicat domeniului și nu face aceste lucruri decât cu certitudinea lucrului care îi place și care are o anume rezonanță. Era să zic a lucrului bine făcut, dar n-aș vrea să termin în această notă. Vă mulțumesc tuturor și aș vrea să ne asigurăm că există un viitor al UNESCO-ului, după cum un Dumnezeu al UNESCO-ului s-a demonstrat că a existat de-a lungul vremii. Vă mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult și să avem o bună continuare a zilei. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu. Așa cum v-am spus, înregistrarea va fi disponibilă pe canalul nostru de YouTube, așa că probabil la începutul săptămânii viitoare vă voi trimite un mesaj în acest sens, ca să puteți eventual revedea anumite părți ale dezbaterii și pentru a disemina informația către persoanele interesate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. La revedere! La revedere! La revedere. La revedere. La revedere. Mulțumim mult. Mulțumim mult.